Bună dimineața, bine v-am găsit la ora exactă în sport. Sunt Ioana Cosma. Vorbim în această dimineață despre meciurile din Cupa României. Aseară, spre exemplu, pe Giulești, farul lui Giga Hagi a reușit să învingă Rapidul. Un puș de 17 ani a reușit să înscrie împotriva Rapidului. Vorbim tot în această dimineață despre a noua descălecare a lui Nicolo Napoli la Craiova lui Adrian Mititelu. Vă spun că era în croazieră împreună cu soția în momentul în care a fost sunat de Adrian Mititelu, iar soția l-a sfătuit pe Nicolo Napoli să se întoarcă la Craiova. Și tot în această dimineață vom vorbi despre Naționala de Handbal Feminină a României, care a reușit să învingă Macedonia de Nord și s-a calificat în grupele principale la turneul final al campionatului european. Urmează să vă spun ceva mai târziu cu cine are de jucat România în grupa principală. Contează însă această victorie obținută și calificarea în grupa principală și în calificările pentru viitorul campionat mondial. Ciprian Marica este alături de noi de la această oră. Bună dimineața, bine ai venit. Ceva mai târziu va veni alături de noi și Alex Borceanu. Bine ai venit, bine ai venit, ca să spun așa, după victoria de aseară din Giulești. Da, joacă Faro, zici că e Realul. Cam așa ar fi, așa ar titra, ar fi trebuit să titreze ziarele de astăzi. Nu de alta, dar am câștigat în Giulești, acolo unde puține echipe câștigă. Pe un stadion și cu o atmosferă, cu o echipă bună și cu o atmosferă fantastic de frumoasă, pentru că giuleștenii rapidiștii știu să facă atmosferă. Am avut încredere în acești tineri și Giga Hagi în special, lucru care, sigur, pe mulți i-a surprins. Pe noi, cei care suntem acolo implicați în mod direct, știm cât de importantă este Academia pentru noi. Și aici vreau să spun, Ioana, că suntem pe primul loc la toate categoriile de vârstă, mai puțin under 17, în rest toate grupele de copii și juniori din Academia Faru este pe primul loc și Gheorghe Hagi, Academia Hagi și Faru Constanța, deci toți, inclusiv la fotbal feminin, suntem pe primul loc. Lucru care ne bucură și ne dă speranțe și ne încurajează că suntem pe drumul cel bun, că facem lucrurile așa cum trebuie. Așa că victoria, să spunem așa, din de aseară, seria asta bună de meciuri bune, victorii și ce să spun, suntem bucuroși. Aseară a fost o seară frumoasă pentru noi. Acești tineri sunt și beneficiază de tot sprijinul și susținerea lui Gică. Îi simte, are încredere în ei, are ochi și asta îi place să facă lui Gică, să descopere jucători și ne surprinde de fiecare dată. I-ați mazilit și i-ați căsăpit. A fost un titlu de pe site-ul sport.ro care sună bine, trebuie să spunem. De unde acest mazilu? Mazilu a fost cu noi în pregătire și în pregătirea de vară, unde a jucat foarte, foarte bine și Gică l-a remarcat. Sigur, acești tineri trebuie să evolueze și atunci au jucat la echipa a doua, unde au făcut-o foarte bine. Atunci când li s-a dat posibilitate să vină la prima echipă, s-au antrenat cu echipa de seniori. Aseară a fost un moment oportun să îi vedem în acțiune și m-am bucurat pentru el. A fost un moment oportun, deși era o partidă pe Giulești, adică nu era o partidă oarecare, spre deosebire de Craiova lui Rădoi, care a jucat la Zladna cu Ogna Mureș, că poate așa era de înțeles să vezi acolo într-o partidă de genul acesta fără să însemne absolut nimic. Ogna Mureș are un parcurs absolut impresionant în Cupa României și este aproape de calificarea în semifinale. Poate să fie mare surpriză, dar mai degrabă într-o partidă de genul acesta te așteptai să vezi niște jucători de 17 ani decât într-un meci pe Giulești cu Rapidul. Iartă-mă, dar jucătorii mari cresc în atmosferă de meci mare și una e când le dai posibilitatea și șansă să joace la cel mai înalt nivel și să pe un stadion cu plin atmosferă de meci internațional și apoi se vor simți lejer, mai degajați când vor intra în meciurile cu mai puțină miză. Vor fi mult mai siguri pe ei. Păi am jucat cu Rapidul, am jucat pe un stadion plin, am reușit să dau gol, am reușit să juc la cel mai înalt nivel. Acum jucând, eu știu, pe un stadion unde nu e presiunea publicului și o echipă mai puțin titrată, pentru că Rapid, să fim serioși, este o echipă cu nume, îți dă o altă încredere în tine și abordezi altfel restul partidelor. Deci, cred că asta a fost filozofia și gândirea lui Giga Hagi.
Bun, joacă farul de zici că e Realul. Gica Hagi recunoaște că în acest moment se poate gândi la Even. Admite. Da. A fost rezervat tot timpul. E normal. Să intrăm în play-off. A fost așa rezervat, dar parcursul cumva te obligă și să mergi să mai știi, departe. Ioana, că puțini oameni în România își doresc să plece ca și favoriți sau să să fie luați în calcul. Nouă ne place mersul pe burtă, băi, ridicăm capul atunci pe final, în rest să nu ne bage nimeni în seamă, să ne lase în pace. Și e și acel discurs, dacă suntem acolo, noi nu avem nimic împotrivă să câștigăm exact. Titlul, nu ne dăm la o parte. Exact. Dar exact. Este întotdeauna din postura de outsider. Cu șansa a doua. Da, ne-a plăcut întotdeauna să ne văităm, să căutăm alibiuri, să ieșim, băi, am reușit, dar uite, acum am reușit, pe ultimele partide. Eu apreciez oamenii care își asumă, care sunt, spun de la început, băi, vreau să câștig campionatul, merg să câștig campionatul, sigur, o luăm treptat, treptat, ușor, ușor, dar obiectivul meu ăsta e. Obiectivul nostru nu era ăsta, trebuie să recunosc, însă, din aproape în aproape am prins curaj, am prins încredere, îți spuneam că... ne dă încredere și ceea ce se întâmplă la copii și juniori. Și lucru că... Băi, iar, facem... cine face excepția? Cine e excepția la Under 17? La ce te referi? Cine e pe primul loc la Under 17? Spune că toate categoriile de vârstă vă aparțin. Sunteți pe primul loc la toate categoriile de vârstă, inclusiv la fotbalul feminin, dar e Under 17. Mai există cineva, mai respira. Știu că nu suntem pe primul loc. Aș minți să spun cine e pe primul loc, însă... Ne uităm. Ne uităm. Vedem. Sunt academii bune, totuși. Și FCSB are o academie bună și Craiova are o academie bună. Deci sunt academii cu care ne luptăm. Vorbim de elita, da? Deci vorbim de... cel mai înalt nivel în România la copii și juniori. Îți spun că avem încredere pentru că vedem că facem lucrurile bine la Academie și atunci acest lucru ne dă încredere și nouă, îi dă încredere în primul lui Gica Hagi să-i promoveze pe acești tineri, că până la urmă despre este vorba. Am avut aseară un lot, mă uitam, 23 de ani, media de vârstă, la Faro. Aveam jucători, doi jucători de 16 ani, atât Borza cât și Sali, 16 ani. Apoi 19 ani Andronache, 19 ani Sârbu, jucători foarte, foarte tineri pe care, în care credem și pe care îi susținem să facă performanță. O vedea declarațiile de după partida de aseară, Adrian Mutu, Gica Hagi. Vreau să comentăm însă, așa, puțin pentru început, a noua descălecare a lui Nicolo Napoli la Craiova. Deci ce se mai poate întâmpla? A fost apărut o glumă imediat după despărțirea de Crăituru când s-a vehiculat numele lui Nicolo Napoli. Am zis, nu, nu se poate, adică nu, chiar nu se poate să fie Nicolo Napoli. E, voilà, se poate. Și omul a venit povestind la în primul interviu, în prima discuție cu jurnaliștii, cum era împreună cu soția într-o croazieră și a fost una de Adrian Mititru și soția i-a zis, datoria te cheamă, du-te, e important să te duci. Ceea ce este corect, că până la urmă e meseria omului. Era noua descălecare. Ți se pare incredibil sau da, ai fi zis că e imposibil să se mai întâmple lucrul ăsta la, să fie antrenor la, de 8 ori la o echipă, consider că îl cunoști foarte bine, gata mă, deja e... Dar totuși, vedeți că se întoarce domnul Mititelu mereu, mereu la domnul Napoli ca mare albastră, ca în melodia... E ceva acolo ce îi leagă, e o chimie acolo, un lucru care se înțeleg cei doi până la un punct, să vedem cât îi ține. Pe de altă parte e și greu, știm cu toții să lucrez cu domnul Mititelu, e un tip care creează o presiune în plus asupra antrenorului, vrea să fie informat, înțeleg că se duce la toate antrenamentele, e prezent în viața echipei total, deci e dornic de rezultate. N-ai liniște cu Mititelu la echipă. N-ai liniște. Sunt antrenori, sunt patroni care îți dau toată lejeritatea, toată libertatea de decizie și te simți așa că îi stăpânești și controlezi lucrurile. Sunt patroni, cum este cazul domnului Mititelu, care îți creează o presiune în plus, care vor să fie prezenți permanent în viața echipei și atunci puțini antrenori. Eu mă gândesc să-i dea salariul. Da? Să nu-i dea salariul lui Nicolo Napoli. Că, da, să presteze, să zicem, nu voluntar, să-i dea acțiuni.
Pentru că după cât a muncit omul acesta la clubul lui Adrian Mititul, ar putea să dea acțiuni, 10% din acțiune, adică măcar să fie parte, să zicem, echipa lui Mititelu și Napoli, că n-ai cum să disoce de acum lucrurile, pentru că e a noua oară când omul se întoarce și ce despărțire au avut în decursul timpului. Și ne aducem aminte de prima dată când a descălecat și a plecat cu Dacia aia 1300, 1310 sau 1300, o Dacie de tip vechi pe care i-a dat-o, i-a luat mașina de serviciu și i-a dat o Dacie din aceea, nu de colecție, ci doar foarte veche, ca... Nu știu dacă mai putea să-și ia ITP-ul la ea. Adică e un istoric acolo. Da, e clar că au o relație pe termen lung. E așa acum, fel de dragoste cu năbătăi, vorba producătorului nostru. Da, e momentul să ne pregătim să aflăm și ultimele știri de la site-ul Sport.ro, colega noastră Ana Maria Popescu. Alături de noi, bună dimineața! Bună dimineața! Haideți să vorbim puțin despre Naționala României, pentru că ieri Eduard Iordănescu a anunțat lotul jucătorilor cu care va merge la meciurile cu Slovenia și Moldova, meciurile amicale pe care Naționala le dispută în această lună. Sunt meciuri pe care le vedem pe Pro Arena și avem și câteva surprize. Ce e sigur? Sigur este că o să avem un debutant la Națională în poartă, pentru că cele trei nume sunt jucători care nu au mai jucat până acum pentru echipa Națională: Târnovanu, Mihai Popa și este vorba și despre Horațiu Moldovan, portarul Rapidului. Dar mai avem surprize pe lista lui Eduard Iordănescu, pentru că mai sunt câteva nume la care nu se așteptau, desigur, fanii Naționalei. Vedeți lista completă pe sport.ro. Printre nume se află Claudiu Petrila, Daniel Boloca, mai sunt jucătorii, este și Antonio Sefer de la Rapid. Petrila se aștepta lumea, deci nu s-ar fi așteptat lumea. Boloca a mai fost, eu cred că la Pantea. Da, și Alexandru Pantea este fundașul de la FCSB, este un nume surpriză și îl mai avem și pe, stați să nu, și pe Raul Opruț de la Hermannstadt, printre jucătorii surpriză. Lista completă o găsiți pe sport.ro și chiar vă invit să intrați și pe pagina de Facebook să ne spuneți cum vi se pare lotul convocat de Iordănescu pentru cele două meciuri amicale. Bun, trebuie punctat că nu toți jucătorii au fost lăsați să vină la Națională în acest moment, adică sunt cluburi cum e Cuesca care... Nu i-a permis lui Rațiu să vină la Națională, pentru că nu sunt date din calendarul FIFA și atunci cluburile își pot permite să refuze să lase jucătorii la lot. Sunt și accidentați. Stanciu, spre exemplu, nu vine la Națională, că ar fi drumul lung din China și e cu 14 zile cu carantina. Iartă-mă, Ana. Sunt și jucători accidentați, pentru că sunt și foarte multe accidentări în acest moment. Avem jucătorii din afară care nu se pot prezenta la Națională pentru că au suferit accidentări, iar poate echipele de club nu vor să riște să se întâmple ceva mai grav. Vedeți și lista accidentaților pe sport.ro. Da, mă uitam, uite, Tudor Băluță, da? Și cam atât, și Denis Alibec. Cam atât cred că aveți la lot în acest moment, la o privire așa rapidă pe lotul convocat de Anghel Iordănescu, de Edi Iordănescu. Sunt câteva surprize. Panta de la FCSB, Sefer, de exemplu, de la Rapid, Opruț de la Hermannstadt. Da, poate că era nevoie și nevoie de aer proaspăt la echipa națională. Eu sunt pentru jucătorii tineri. Singur, sunt pentru jucătorii care sunt în formă, dar în egală măsură, dacă mai e și tânăr, cu atât mai mult. Noi așteptăm de la cei tineri să fie și experimentați. Domnule, e tânăr, e minunat, dar nu e experimentat. Eu cred că mixul ăsta trebuie să fie și echilibrul ăsta trebuie să îl cunoască antrenorul, însă eu de multe ori aș marja pe entuziasmul unui tânăr decât pe experiența unui bătrân. Deci, acum rămâne de la latitudinea antrenorului. Văd că sunt nume noi, jucători pe care Edi Iordănescu vrea să-i vadă cum arată la echipa națională, cum îi simte, lucru care eu îl văd benefic și cred că bine face, că îi convoacă, le dă și încredere. Și sunt jucători care au demonstrat în Liga 1 că au ceva, au calitate.
S-a terminat derbiul de ceva timp deja, aproape o săptămână, derbiul FCSB Rapid, dar nu prea s-au terminat discuțiile tensionate. A fost după meci reacția lui Adrian Mutu, care s-a arătat nemulțumit de faptul că suporterii giuleșteni au primit doar 2400 de bilete și au fost puși să stea în inelul 3 de pe Arena Națională. A fost extrem de nemulțumit Adrian Mutu de acest lucru. Iar apoi a venit replica lui Gheorghe Mustață, care a spus, a reamintit de ceea ce s-a întâmplat în meciul Tur din Giulești, când fanii FCSB-ului au primit doar 600 de bilete, deși acesta a dezvăluit că se înțelesese cu liderii galeriilor giuleștene ca să primească o peluză. I s-a spus că vor primi o peluză pentru a fi spectacolul, desigur, la cote maxime, iar apoi a auzit că li s-a spus, induce în eroare, lasă-i să creadă că vor primi o peluză, dar le dăm doar 600 de bilete. Asta a fost declarația, o vedeți completă pe sport.ro, ce a spus Gheorghe Mustață despre acest conflict, dacă îi putem spune așa. Iartă-mă, Ioana, dar am fost la Roma cu Lazio. Acum, weekendul trecut. Vreau să spun că a fost o atmosferă superbă. Amândouă echipele au beneficiat de o peluză, o coreografie fantastică, stadionul plin, 75.000 de spectatori. Păi da, atmosferă de meci mare. Eu nu înțeleg la noi cum e posibil ca șefii de galerie, sincer, să ia ei decizii. Stai, domne, că vezi că ne dați atâta, îi duce. Iar lucrurile astea trebuie să fie fair play, că asta este sintagma care reprezintă fotbalul. Băi, suntem fair play și în teren și în afară terenului. Ce înseamnă tribună? Hai bă, să fie atmosferă. Am văzut cum i-a cocoțat pe fanii Rapidului, la inelul 3, și părea peluza aia goală, toată. În loc să-i lasă, creeze o atmosferă frumoasă de meci, să-și facă o coreografie, să vină un număr cât mai mare, n-am înțeles. Sigur, înțeleg că vine în urma unui tratament reciproc din partea celor de la Rapid, care tot la fel i-au împiedicat să vină într-un număr mare. Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Conducătorii, băi, lasă-mă să creeze o atmosferă frumoasă de meci, lasă să-și încurajeze echipa. Atmosfera asta, copiii care vin, văd atmosferă frumoasă, adică cultivă-ți viitorii suporteri pentru o atmosferă frumoasă pe stadion. Răutățile astea, nu-i lăsa, dă-le 300 de bilete, 200 de bilete. Urăsc cauționările. Domnul polițist, de ce îmi dați mie amendă? Nu l-ați văzut și pe cel din față că a trecut? Deci este veșnica scuză. În 1924 s-a întâmplat nu știu ce. A, păi vedeți, pe 1924 nu știu cine a făcut nu știu ce. Fii tu, mă, primul cinstit, drăguț și elegant. Dar n-ai cum să fii elegant. Îi trimis pe aia în afara stadionului dacă poți. Dar pune-i pe nocturnă să stea, pe stâlpul de nocturnă. Trimite în afara stadionului. Ei nu pot să fie. Asta e o chestie de să simți lucrurile astea. Nu. Au făcut ei. Ei au făcut. Păi le-am plătit cu aceeași monedă. Nu, data viitoare îi trimitem în parcarea stadionului. Da, asta este. Ăștia sunt, nu ai ce, cu ăștia de filmăm. Aici iarăși... E păcat. E păcat că, scuză-mă, nu da. se implică și cluburile în povestea asta. Clubul ar trebui să fie primul care să spună, păi, dragii mei, lasă-vă să vină, lasă-i și pe ei să vină. Și voi o să vorbim cu ei să mergeți și voi. Dacă ei sunt nemernici și nu vă lasă pe voi, pe ei o să cadă anatema asta că au fost neeleganți. Dar nu, noi o să spunem, nu. Și noi suntem cauționați de gestul pe care l-a făcut cineva în trecut, nu știu când. Da. Cauționările. Eterna scuză de fiecare dată când se întâmplă ceva, e o cauționare. Rapidul o să facă la următoarea partidă fix același lucru, o să fie la fel de nemernic ca gest în sine, nemernicia gestului, nu? Și noi o să stăm așa, cum ai spus tu, cu partea aceea goală, care se vedea urât. Urât, odios, normal. Să sperăm că totuși sunt oameni de fotbal acolo, la Rapid. Mă aștept ca Daniel Nicolae, care este președintele clubului, să ia o atitudine și să înțeleagă că este vorba despre spectacol, despre atmosferă și că fanii trebuie să fie respectați. Vrei ca fanii tăi să fie respectați? Respectă-i tu în primul rând pe ceilalți și arată-le că tu ești fair play, așa cum ar trebui să fie și ei cu tine. Obligă-i oarecum să... Da, obligă-i oarecum. Rupeți pisica, fiți eleganți, cine o fi primul? Să fie un club elegant. Rupeți pisica, cum se spune, și îi obligați la un gest la fel de frumos ulterior. Ana. Fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Și acum avem o declarație mai neașteptată din partea lui José Mourinho. A vorbit după AS Roma Sassuolo, s-a încheiat 1-1.
și a felicitat jucătorii, însă pe unul nu l-a felicitat. A spus echipa a fost trădată de un jucător și de atitudinea lui neprofesionistă. Jucătorul acela și-a trădat colegii, asta a spus. Nu o să-i dau numele, însă i-am sugerat să-și caute o altă echipă. Asta a fost declarația lui José Mourinho. Puteți să vedeți tot ce s-a întâmplat în meci pe sport.ro. Să vedem ce se va întâmpla, pentru că nu este aflat încă numele jucătorului, dar probabil se anunță o plecare de la Roma în această iarnă. E, m-ai făcut curioasă. Eu chiar o să intru să văd mai multe detalii. Da, referitor la ce discutam ceva mai devreme, vrei o țară ca afară? La Roma, Lazio, la Milan, Inter se poate și la noi nu se poate. Vrei o țară ca afară, că nu ne place. Vrem o țară ca afară. Dar ne comportăm ca noi și apoi plângem că vrem o țară ca afară. Dar noi o ținem pe a noastră. Da, interesant de văzut ce s-a întâmplat acolo. Să știi că am văzut echipa lui Mourinho și ne-a spune că mai mulți jucători îl trădează pe Mourinho, nu doar unul. Probabil în meciul cu Sassuolo a fost altceva. Am văzut partida cu Lazio și subțiri. Roma, o echipă subțire. Nu degeaba aș pierdu derbiul cu Lazio. Mourinho ar trebui să facă curățenie acolo și să-și aducă niște jucători. Acum, sigur, văzut și bugetul la care îl are la dispoziție Roma, nu mai are buget nelimitat cum era obișnuit Mourinho la Real Madrid sau la Chelsea, Tottenham și așa mai departe, echipe mari la care el a fost, Manchester United și așa mai departe. La Roma puțin mai greu. Vedem că și un antrenor cum e Mourinho e greu să facă minuni. Da, păi la noi în campionat ne așteptăm de la antrenorii noștri să strălucească, chiar dacă n-au la dispoziție cei mai buni jucători. Ana? În încheiere, vă invit să votați în sondajul de pe sport.ro, n-o să vă spun care e, ca să vă fac și mai curioși. Și voiam să vă mai spun un lucru, pentru că ieri, aparent, am făcut o nefăcută. Să știți că știu unde joacă Barcelona, joacă în La Liga. Am scris ieri într-o știre că joacă în Superliga României Barcelona. Am făcut o gafuță și am mai făcut o gafă, am scris în etapa a 14-a Superligii. Știu și că se scrie cu 2 de i, să știți. Acum, sincer, eu nu cred că își face cineva griji, că nu știi că Barcelona joacă, că nu știm că Barcelona joacă în La Liga sau nu știu ce greșeli de genul acesta. Na, se mai întâmplă. E și mai amuzant că ți-ai asumat-o, îmi place că ți-ai asumat-o, că se mai întâmplă lucruri de genul acesta. Luăm câteva minute de pauză. Mulțumesc, eu o să votez. Viața mea. Orice sondaj, eu votez. Deci aștept alegerile. Sunt prima acolo la secția de vot, ca să vă dați seama. Pauză, ne întoarcem la 10 fix, în interviul de 10. Un om cu o istorie extraordinară în sport, Camelia Potec. O vedem la 10 fix. Da, ne apropiem de ora 10 fix, vom vedea interviul de 10, de această dată președinta Federației Române de Natație, Camelia Potec, campioana olimpică de la Atena. Vedem cum a început să facă natație, să facă not, care sunt pasiunile Cameliei Potec și trebuie să spunem că este într-un moment magic natația românească este într-un moment magic, pentru că l-avem pe acest David Popovici, l-avem pe Glința, avem băieții aceia care vin de la juniori, avem fete la juniori, junioare care vin din spate cu rezultate excelente. Da, e un moment bun și pentru Camelia, a nimerit să spunem așa, o generație fantastică care îi face cinste. Dar s-a și bătut și pentru bazinul s-a de la bătut, e foarte adevărat, de la Otopeni și mai departe. Mm-hmm. Sigur, e un proiect de amploare și plecat cu mulți ani în urmă, însă clar are anvergura necesară încât să împingă lucrurile, să miște lucrurile și Camelia este un om implicat, știe, vine din apă. Deci e clar că... Nu sună vine din iarbă, dar acum vine din apă. Vine din apă, da. Așa că, da, să tot fii președinte atât de implicat și cunoscător, cât și în momentele astea în care ai performanțele astea și da, oameni care... David Popovici, care a beneficiat, deci pe lângă faptul că este absolut miraculos și că este un fenomen, el a beneficiat de niște condiții bune în România, pentru că am înțeles că cam tot ce s-a cerut, i s-a și făcut.
adică stafful a cerut ceva, au încercat cei de la federație, cei de la Dinamo să-i rezolve toate problemele, ceea ce este perfect normal, pentru că este un sportiv cu niște performanțe absolut uriașe, considerat în acest moment un fenomen. Am trecut de 10 fix. Camelia Potec. Cine v-a dus pe dumneavoastră la Înot? Tatăl meu. A fost o decizie a părinților mei, pentru că au văzut că iubesc apa, au văzut că mediul meu și eu ca persoană mă simțeam în largul meu în alt mediu decât cel în care trăiam zi de zi. Mă simțeam eu în apă și primul lucru pe care l-au făcut m-au învățat să not în Dunăre, după care mi-au luat primul meu abonament de not la bazinul de la LPS Brăila. Prima oară ați învățat să notați în Dunăre? Da, am învățat în Dunăre la 5 ani și am fost învățată de tatăl meu, care a fost marinar și iubea apa, știa să înoate și a fost mândru că a putut el să mă învețe să înot. După care, în ceea ce privește abonamentul de înot, acesta a fost luat la public, ca în fiecare seară, dacă aveam posibilitatea să merg și să înot singură, cum vroiam, cu materiale de înot, labe palmare sau plută, în acea oră de public. Și iubeam momentul în care mă duceau seara să înot de plăcere, până când, bineînțeles, am fost observată de antrenorul lotului național de la Brăila la 8 ani, deci aproape 2 ani și jumătate mai târziu. Câți ani de înot ați făcut? Foarte mulți, peste 20 de ani de performanță, dar nu i-am simțit. Mi-a fost foarte greu să renunț. Am și notat mulți ani după ce m-am lăsat de notul de performanță. Am notat de plăcere, dar din păcate, după decesul tatălui meu, în perioada când erau Jocurile Olimpice de la Tokyo, nu am mai putut să mă ating de apă, să intru în apă să not, pentru că acea plăcere și acea bucurie pe care mi-o dădea apa timp de un an și jumătate aproape, iată, am simțit tristețe, aducându-mi aminte că această dragoste de apă a venit din partea tatălui meu și tot începutul meu sau toată relația mea cu apa a pornit de la tatăl meu. Și din păcate n-am mai putut să mai fac lucrul acesta, dar va veni momentul în care mă voi întoarce în apă, pentru că am înțeles că tata a fost și este în continuare mândru de orice aș face. Și asta, bucuria sufletească, bucuria pe care o simt în apă și ar fi dorit să o simt în continuare. V-ați numărat vreodată medaliile? Nu. N-am făcut-o în momentul în care eram în activitate. Mi-am dorit și am spus de fiecare dată că o voi face după ce mă voi lăsa de sportul de performanță. Din păcate n-am avut timp să fac lucrul acesta, pentru că poate înainte mă gândeam că în momentul în care nu mai fac sport de performanță o să am mai mult timp liber și atunci mă voi plictisi și voi începe să număr medaliile, dar nu a fost așa și mă bucur că nu a fost așa, pentru că n-am avut timp să mă plictisesc. Dar medalia de aur de la Olimpiadă? Asta este așezată într-un alt loc, o țin la bancă. Poate mulți oameni își țin la bancă, să zic, bijuterii din aur sau alte, poate chiar bani, habar n-am. Eu, asta am văzut în filme, eu, pentru mine, cea mai mare bijuterie este această medalie de aur, chiar dacă nu este din aur propriu zis, dar având una singură, știind că nu mai am cum să mai câștig una în viața mea,
de sportivă de performanță. Atunci am mare grijă de ea și o țin la loc sigur. Ce înseamnă notul pentru dumneavoastră? A fost viața mea în momentul în care făceam acest sport la nivel de performanță. Acum a rămas o pasiune și în momentul de față pentru a reuși să duc acest sport prin sportivii care îl practică la cel mai înalt nivel, pot să spun că este locul unde eu am ales și unde mă duc zi de zi să muncesc. Ați devenit președinta federației la doar 31 de ani. N-a fost greu, n-a fost dificil? Nu. Nu, pentru că am făcut lucrul acesta din pasiune și cu pasiune. Eram hotărâtă să muncesc oricât de mult ar fi fost nevoie. Știam că va fi greu. Știam că trebuie să învăț foarte multe lucruri, dar m-am dus cu curaj. M-am dus curajul că în orice domeniu, că ești sportiv de performanță sau că ești manager, în momentul în care faci lucrurile cu pasiune, în momentul în care faci lucrurile din tot sufletul și ești dedicat 100% meseriei tale, nu ai cum să nu reușești. Când v-ați dat seama că David Popovici va fi un fenomen? Este o întrebare la care poate puțini sau foarte mulți oameni au fost uimiți de rezultatele lui David Popovici, dar noi cei din lumea natației știam că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va reuși să realizeze ceea ce a realizat. Și nu-mi place să vorbesc la trecut de ceea ce a realizat, îmi place să vorbesc de viitor. Îmi place să spun că David este doar la început de carieră, chiar dacă în momentul de față putem să spunem că în afară de titlul olimpic a câștigat toate titlurile pe care și le putea sau la care se putea gândi un mare sportiv de performanță. Are doar 18 ani. Îmi place să zic, cum spuneam, că este la început de carieră și sper din tot sufletul să rămână în primul rând sănătos pentru a putea să-și atingă obiectivele pe care și le propune alături de antrenor, de club și de federație, automat și de comitetul olimpic, și să reușească ușor-ușor să ne dovedească că este într-adevăr cel mai bun sportiv al lumii și în perioada următoare. Sunt condiții sau nu în România să faci un not de performanță? Că mulți compară cu, eu știu, Ungaria, unde sunt foarte multe bazine, cu alte țări. Dacă vorbim la nivel de copii prin țară și la baza de selecție, la masa de copii care ar trebui să învețe să noate, da, ne-am dorit mai mult. Suntem departe de ceea ce se întâmplă în Europa, pentru că suntem aici și noi în Europa, nu o să vorbim de alte continente. Și aici trebuie să lucrăm în continuare foarte mult. De aceea avem o relație foarte apropiată cu cei de la Compania Națională de Investiții, acolo unde se duc majoritatea cererilor de proiecte pentru bazine de not didactice și de 50 de metri. Încercăm să construim cât mai multe bazine, dar bineînțeles că ne-am dorit și noi o echipă mai mare, națională, sportiv mai mulți în jurul lui David Popovici, și acest lucru nu se poate face decât cu investiții la nivel de bază de selecție, la nivel de cluburi prin toată țara. Ați avut așa un boom la înscrieri după performanțele lui? Da, feedback-ul pe care îl avem din țară este că foarte multe bazine de not pur și simplu nu mai au locuri unde să ofere posibilitatea copiilor să învețe să noate sau să practice acest sport și tot amână câte o lună, o lună și jumătate pentru a se înscrie. Problema este că vine iarna și nu știm cum o să fie gestionate aceste baze, pentru că toată lumea este îngrijorată de costurile care vor fi în această iarnă și ne așteptăm să fie facturile foarte, foarte mari. De aceea ținem legătura cu majoritatea cluburilor din țară și încercăm să alergăm
discutăm și să purtăm discuții cu primarii, cu consiliile județene, să poată susține aceste costuri, pentru că la urma urmei vorbim de sănătatea locuitorilor din orașele sau județele respective, iar notul este unul dintre sporturile care oferă partea aceasta de imunitate, de dezvoltare corectă și de sănătate. Cum e Camelia Potec când merge în vacanță la mare? Cât în luată? Eu nu not la mare, pentru că, nu știu, mi se pare că notul, pentru mine cel puțin, este frumos de notat în bazin. Acolo mă simt eu confortabil și acolo mă simt bine. La mare, pur și simplu, vreau să stau la soare sau să stau la soare în apă. Mi-a fost și puțin teamă de faptul că nu vezi, nu ai claritatea apei ca într-un bazin de not și atunci tot ce s-ar fi aflat pe sub apă, probabil n-aș fi fost foarte fericită să fiu atinsă de diferite chestii, cum ar fi meduzele. Și da, am preferat să nu not și în momentul de față fac același lucru. Nu not la mare, foarte rar. Ați visat la o altă meserie când erați mică? Ce vă doreați să fiți? Mi-am dorit stewardesă să fiu, pentru că adoram să plec cu avionul și să zbor. A fost visul meu întotdeauna să ajung să mă plimb cu avionul și de aceea spun întotdeauna celor mici, aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să se întâmple, acum zbor foarte mult. Am renunțat la acest vis în momentul în care am avut, să zic așa, niște întâmplări nefericite în avion și au fost diferite lucruri care s-au întâmplat și am prins așa frică de avion și mă gândesc și mă uit cu respect mult mai mare la piloți, copiloți și stewardese. Bun, am văzut-o pe Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație, vorbind despre ea, despre fricile sale, despre fenomenul David Popovici, despre cum a fost în copilărie, cum a început să învețe, cum a învățat să nuate în Dunăre. E un sportiv cu care România se mândrește. Ne întoarcem acum, tot rămânem în zona de extrafotbal. România reușește să învingă Macedonia de Nord la campionatul european de handbal feminin și se califică în grupele principale. Primele două din fiecare grupă principală se califică în semifinale, ocupantele locurilor 3 urmează să joace un meci de baraj, un meci pentru pozițiile 5 și 6. Bun, reușim în condițiile în care Florin Pera a mers la acest turneu final fără 14 jucătoare. Accidentări, fete care au rămas însărcinate, care au devenit mămici, fete care n-au vrut să se vaccineze, pentru că în acest moment europeanul de handbal feminin se joacă sub egida EHF și EHF cere vaccinarea obligatorie. Și totuși a reușit această victorie cu Macedonia de Nord, care ne duce în grupele principale. Da, veneam după două înfrângeri, atât cu Franța cât și cu Olanda. Ne uitam la meci înainte să înceapă partida Rapidului cu Faro și le țineam pumnii fetelor. Plăcut surprins să vedem că le-am fost net superioare și am dominat partida cap-coadă. E victima noastră preferată, e una dintre victimele noastre preferate, Macedonia de Nord. E foarte adevărat că ne-am simțit bine și o astfel de prestație ne dă speranțe că putem mult mai mult. E importantă această victorie și în calculul care se face pentru calificarea la campionatul mondial, mai complicat însă pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Iar din ce am înțeles, obiectivul noului selecționer al Naționalei de Handbal Feminin a României, Florin Pera, este calificarea la Jocurile Olimpice. Vom dezbate ceva mai târziu sau vom vorbi despre Naționala de Handbal Feminin ceva mai târziu, când prin telefon o vom avea alături de noi și pe Oana Manea. Și mă întorc acum la partida de aseară din Juleș, vezi, balem așa, adică dacă tot am fost la natație, știi, rămâne în zona aceasta. Ne întoarcem totuși la meciul de aseară din Juleș. Care sunt plusurile și există și minusuri? Bun, în ceea ce ne privește, noi am folosit foarte mult jucători tineri și atunci nu vedem decât plusurile. Am reușit să câștigăm, am reușit să facem un joc solid. Nu cred că Rapidul a avut mai mult de 2-3 ocazii de a marca și lucrul ăsta, aruncând la final toată altirerea grea, adică își doreau, au început cu mult mai mult titular decât noi la final, repet,
erau chiar în efectiv complet. Și am reușit să le facem față. Deci, pentru noi au fost doar plusuri. Aseară am văzut lucrurile pozitive și bune pe care le-am făcut. Sigur că întotdeauna e loc de mai bine, însă ne declarăm mulțumiți. Ce să spun, nu fac analiza Rapidului, care, sigur, venea după o înfrângere în campionat și era puțin destabilizată. Vedeam o atmosferă și pe stadion destul de sceptică, au început oamenii să aibă dubii. Sigur, luase elan și o amploare foarte mare Rapidul, totuși cu un lot de jucători buni, însă de foarte multe ori publicul era mai presus decât echipa, adică se ridica la un nivel mai înalt decât jocul echipei. Și cred că ultimele partide le-a câștigat și datorită atmosferei și datorită publicului care i-a împins de la spate. E, aseară și publicul de pe Giulești a fost un pic mai... În primul rând că nu a fost la fel de numeros ca la celelalte partide, deci au fost mai puțini spectatori pe stadion și au fost un pic mai nemulțumiți că s-au legat de o înfrângere acolo. Da, asta cred că este tema tuturor suporterilor și mulți dintre ei sunt conștienți că răbdarea la Giulești și presiunea publicului are limitele foarte joase. Imediat cum au câteva meciuri, două meciuri proaste, cum imediat oamenii încep să fie nemulțumiți foarte rapid și atunci lucrul ăsta se reflectă. Jucătorul simte presiunea, simte nemulțumirea publicului. Bine, și cred că este și frica antrenorului, că nu poți să legi dacă e legat, a venit o înfrângere. Bun, tot venea una, că la un dat asta este. Vine a doua, deja ai legat două înfrângeri. Intri un pic așa, adică intri într-o vrie, cum se spune, să nu legi trei înfrângeri, că deja se complică lucrurile. Mai acum, să spun sincer, mă așteptam ca Gică Hagi să fie și să facă un joc slab, pentru că am făcut un joc slab în a doua repriză. Și asta înseamnă să fii antrenor, să-ți citești adversarul și să nu faci două jocuri slabe, pentru că meciul de campionat acel egal s-a împărțit. O repriză a fost a noastră, prima repriză, a doua repriză a lor și am simțit presiunea celor de la Rapid. Mă așteptam pe undeva și știind că Gică Hagi e antrenor, să îi citească foarte bine și să nu le dea atât de multe ocazii și atât de multe șanse. Și aseară, chiar și jucând cu niște copii, repet, Rapidul nu și-a creat mult de două, trei ocazii. L-auzeam pe Adi Mutu spunând că întâmpină probleme pe faza de atac, la finalizare, că își creează multe ocazii. Eu nu le-am văzut ocaziile alea multe. Ba mi s-a părut că, sigur, au avut iarăși o zi apatică. O zi în care nu se... foarte multe greșeli neforțate, foarte multe pase neinspirate. Nu am văzut un joc colectiv al Rapidului, ba mai mult... Sigur, n-aș vrea să se supere pe mine, că e prietenul meu, dar în egală măsură mi-aduc aminte pe vremuri să trimiți fundașul central vârf de atac din ultimile 15 minute, să joci doar minge lungă. Mi se părea că asta era odată, cândva, un meci, o finală, trimis portarul, trimis fundașul. Păi, arătată dorința disperată Disperarea asta nu prea li se potrivește antrenorilor cu stofă, antrenorilor care știu să dirigeze, să conducă jocul și să ajungă acolo. Pentru mine, un antrenor care, și iarăși, cu toată dragostea pentru Adi Mutu, cred că asta e un antrenor care nu știe ce să mai facă, disperat, n-are soluții și atunci aș trimite... turnul de control, fundașul central, cum a fost cazul Speța seară, vârf de atac. Dacă are fundaș central, antrenorii care au fundaș central cu talie și știu să dea bine cu capul, îi trimit la orice fază fixă. Așa a început. Aia e altceva. El a renunțat la joc, a renunțat să mai construiască. Totul se baza pe minge lungă și la bătaie acolo să câștige, să dea cu capul săpunarul pe mingea a doua. Lungă și pe a doua. Cam asta a jucat Rapid după finalul, pe finalul meciului. Lucru care, repet, nu e de condamnat, Doamne ferește. Doar că eu cred că un antrenor cu stofă și Adi, sigur, mai are până să vine și stofa asta de antrenor, mai are de lucru. Nu mi-a plăcut, sincer, să văd Rapidul jucând așa. Nu cred că e o manieră care să, cum să spun, înțeleg disperarea, înțeleg faptul că aveau nevoie de rezultat. Însă mi-aș plăcut Rapidul să o văd construind, ajungând acolo prin niște... pase, o sumedenie de pase care să... Acum, oricum sunt supărați.
Da, nu, nu, iartă-mă, nu vreau să spun. Așa am citit eu jocul, așa am văzut eu. Luăm câteva minute de pauză. După pauză îl vom vedea și pe Adi Mutu cu declarațiile făcute după partida de aseară de pe Giulești și vom vedea și declarațiile făcute de Gica Hagi. Alex Borceanu ni se va alătura discuției. Ne întoarcem în câteva minute. Ne-am întors în direct, ni s-a alăturat discuției de la această oră și Alex Boceanu. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Ciprian Marica în continuare alături de noi. Vorbim despre situația de la Craiova din acest moment. De la Craiova lui Adrian Mititelu, fanii au vandalizat sediul clubului după ce au aflat că Nicolo Napoli se întoarce la echipă pentru a noua oară. Oricum, suporterii celor de la FGU erau în conflict cu patronatul, cu proprietarul clubului. Domnilor, comentarii. Alex, a noua descălecare a lui Nicolo Napoli la Craiova. Spune foarte multe lucruri despre opțiunile pe care le-au avut cei de la Craiova sau dacă au avut opțiuni, au fost refuzați. Și, într-un final, trebuie să aduc un antrenor. Spune ceva și despre un antrenor care vine pentru a noua oară la un club. Cred că de cele mai multe ori a fost dat afară și vii pentru o nouă oară, spune ceva și despre tine ca antrenor și despre tine ca om, poate. Astea sunt primele gânduri pe care le am. Poate Ciprian ne spune mai multe. El e și în conducerea. Eu am spus că e clar că cei doi, sau mă rog, e clar că domnul Mititelu a avut discuții și cu alți antrenori și că pe cerințele dânsului, pe pretențiile dânsului și pe modul de colaborare nu s-au înghesuit mulți sau nu s-au pliat mulți. Și atunci singura opțiune e fosta dragoste, să spunem așa, te întorci la fosta. Cam asta e, a făcut... Scuză-mă, când divorțezi de 8 ori, dă-i de așa noua moară de nevastă tot pe ea? Dom'le, e clar că... sau se simt bine împreună. Adică colaborarea dintre ei e foarte bună. Acum, sigur că dacă n-ai alte premize și cum nu poate să stea foarte mult timp fără echipă, domnul Mititelu, fără echipă, fără antrenor la echipă, trebuie să alegi. Și, repet, eu sunt convins că a avut discuții cu mai mulți antrenori. Chiar de Walter Zenga ne spunea că are discuții și că se vor întâlni. Și la cum îl cunosc pe Walter, nu e un tip așa prea pretențios, e un tip modest, un tip cu bun simț. Faptul că nu s-au înțeles îmi dă de înțeles că pretențiile domnului Mititelu nu sunt ușoare, ușor de acceptat. Și că nu e un tip ușor de gestionat, de lucrat cu el, cu dânsul. Așa că nu mă miră faptul că din nou se întoarce, așa cum spuneam, la Nicolo Napoli, care e un drum sigur, se cunosc foarte bine cei doi. Nu consider că mai au lucruri de ascuns sau de descoperit unul la celălalt. Hai că poate de data asta funcționează. Și încercăm, nu știu câte oară. Acum, glumind, putem spune că se poate retrage locul de pe bancă la Craiova, cum se retrage un tricou pentru un fotbalist emblematic, da? Nu mai se mai folosește tricoul cu numărul 7 sau numărul 10, da? Atunci retragem poziția de antrenor principal pentru că ea este ocupată de Nicolo Napoli odată și odată tot se întoarce Nicolo Napoli la Craiova. Nu am o problemă cu Nicolo Napoli, nu am o problemă cu Adrian Mititelu, până la urmă așa vede domnia sa să conducă clubul pe care îl deține. Doar că pare cel puțin straniu să-l aduce a noua oară pe Nicolo Napoli, de care te-ai despărțit în acum nu știu câte vreme. Mai vine, mai stă 3 luni, pleacă. Mă uitam pe desfășurătorul relațiilor dintre cei doi și avea și porțiuni de 3 luni, după care pleca. Asta și un an și ceva la un moment dat. E clar că nu face neapărat parte din strategia pe termen lung. Probabil că e pentru o perioadă de timp destul de scurtă și în contextul în care vor reuși să-și contureze o strategie, un obiectiv și un mod în care să-și atingă obiectivul, vor căuta alți antrenori, dar pentru următoarea perioadă va fi Nicolo Napoli, dar nu va fi pentru mult timp. A stârnit zâmbete, a stârnit decizia asta și... Zâmbete și revolte, spuneam că cei de la suporterii, da? În ceea ce îi privește pe fanii celor de la FCU. În schimb, pentru spectatorii obișnuiți, pentru ceilalți,
s-a lăsat cu zâmbete, adică și cu tot felul de întrebări. Dar ce vor face? Dar cum de se iubesc atât de mult? Dar de ce se iubesc? Dar ce l-a determinat? Dar Nicolo, Napoli, când s-a întors? Adică poate să-și ia o casă la Craiova, că e temporar. Când ai o casă de vacanță, experiența e o casă de vacanță, știi că te duci acolo, uite. Așa e și la Nicolo, Napoli. Și mai ia un pic, pleacă, după aia se întoarce. Adică... Ai zâmbit și tu, Alex, și noi am zâmbit. E cumva surprinzător, nu? E o soluție temporară în contextul în care probabil își doresc ca să construiască un club puternic și pentru asta e nevoie de o strategie. Dar probabil că încă sunt în căutare. Da, eu mă propusesem ceva mai devreme să-i dau niște acțiuni lui Napoli. Dom'le, că oricum e atât de legat de clubul ăla, îi dai 10% din acțiuni. Și știi că e clubul emititelul și al lui Napoli, dacă tot se întâmplă, toată povestea asta, adică e așa relație. Că ce mi-e 9, ce mi-e 10, o să se despartă peste 6 luni și poate se anul viitor îl ia din nou pe Nicola Napoli. Marcel Pușcaș acolo, ni s-a... Marcel Pușcaș ni s-a alăturat discuției prin telefon, iertați-mă doar atât să nu-l ținem la telefon. Bună dimineața, Nicola Napoli, din nou. Bună dimineața, da. Cum de? Foarte simplu. S-au hotărât patronul, mai greu, a tot stat, s-a uitat în stânga, în dreapta, le-a sucit, le-a analizat și a ajuns la concluzia că Nicolo e soluția. Na, e Nicolo amore mio, adică e așa... Amore mio, da. Amore mio și sperăm să facem și puncte mai multe. Există un avantaj. Știe foarte bine vestiarul, locul, relația, oamenii, lucrarea cu patronul. Oamenii, orașul, suporterii și așa mai departe. Da. E adevărat. V-au vandalizat sediul clubului, din ce am văzut. Am auzit și eu. Cei de la Dolce TV. Eu sunt de ieri în Târgu Jiu, pentru că avem după amiază la 4 meci cu voluntariu. Și am văzut și eu imagine. Asta e. Bun, gestul suporterilor e reproșabil. Violența nu e niciodată o soluție. Însă, sigur, dumneavoastră veți simți pe pielea noastră dacă vor fi în tribună, cum se vor manifesta. Dar cu cine vorbesc? Ciprian Mariga. Scuză-mă. Sunt în mașină și nu am oprit pe dreapta. Nicio problemă. Special pentru voi, ca să... Da, spuneam că gestul e reproșabil și că nu este normal să se întâmple. Violența nu e o soluție, însă totuși oamenii sunt revoltați că a noua oară totuși același antrenor, nimic nou. Există o masă de suporteri care nu sunt total alături de Napoli și există o altă masă de suporteri care sunt alături de Napoli. Ați mers pe pizza că nu poți să împaci pe toată lumea, nu? Nu poți să împaci pe toată lumea. Niciodată nu o să poate nimeni împăca pe toată lumea. Tot timpul vor fi pro și contra. În orice domeniu. Nicola Napoli va sta pe bancă la partida din cupă? Da. Deci a intrat în pâine... Da, a intrat în pâine și a făcut antrenament ieri. Perfect. Ce obiectiv are? Păi, în primul rând, clasarea... Bine, el speră, am vorbit chiar dimineața, am luat micul dejun împreună, am băut o cafea și speră că se poate încă spera, adică spune că se poate spera încă la play-off, ceea ce e adevărat, matematic chiar sunt șanse, nu, n-ar fi o problemă. Da. Dar obiectivul, părerea mea, realist la ora asta este să nu intrăm în hora de retrogradare. Domnule Pușcaș, are locuință? Are locuință la Craiova, domnul Napoli? Tot timpul a avut locuință. Nu, cumpărată sau o proprietate? Nu. Să închirie. Am înțeles. Închirie care e plătită de club, până la o anumită sumă. Cu Walter Zenga au fost discuții mai ample sau nu? Nu știu exact. Am avut o discuție cu patronul alaltă ieri. Abia venisem de la Cluj și el din Dubai. La sediul clubului și s-a întâlnit, adică vroia să se întâlnească cu Zenga și n-a venit la întâlnire. Da, nu știu dacă e chiar corectă atitudinea, dar mă rog, dacă promiți unui om ceva, te ții de cuvânt, chiar dacă refuzi oferta, dar... Păi poate se gândește să vină la FCS, poate a fost contactat de cei de la FCSB între timp. Păi așa a spus și Adrian Michitelu. Probabil că de-aia n-a venit, chiar în acea zi, chiar în acea zi, marțea trecută, contacta și de FCSB și aștepta un eventual răspuns de acolo și să nu, știu, alerge după 2 iepuri.
Da. Și după aia când a văzut probabil că nu l-au contactat cei de la FCSB, a zis, dom'le, pot să vin la o întâlnire. Da. Calul plecase, cum se spune. Considerați că sunteți... Și nici eu nu l-aș fi luat. Deci dacă un om îmi promite că vin la ora 5 și bă, am un interes eu la discuția cu el și el, dar să n-ar accepta întâlnirea și nu vine, înseamnă că ce, cum să mă bazez pe el? E un meci de totul sau nimic, acesta cu voluntariul în cupă? Păi, totul sau nimic. Normal vrem să facem pași și să mergem înainte și în Cupa României. De ce nu? Dar uite ce se întâmplă și pe alte părți. Echipe mici încurcă echipe mult mai mari, echipe de Liga 2, de Liga 3, Auckland Mureș și așa mai departe, nu? Craiova... E păcat de formatul ăsta. E mare păcat că nu s-a lăsat acel format vechi, pentru că așa, practic, termină echipele mici. Nu prea au șanse să ajungă în fazele superioare. E foarte greu pentru o echipă ca Auckland Mureș să învingă două, trei echipe de Liga 1 sau chiar două de Liga 1, una de Liga 2. Păi nu e chiar atât de greu, că o vedem pe Auckland Mureș, că tocmai a scos... Dar mai au un meci, totuși. Da. Mai au un meci. Da, vedem. Da. Până la urmă, normal, puteau să, așa cum i-a bătut pe Chilia, parcă i-a bătut, nu? Puteau să se califice mai departe. Ieri poate erau prelungiri, 11 metri... De cum se întâmplă? Deci, practic, ar trebui încurajate echipele mici, ca să e scopul unei cupe, popularizarea fotbalului, să ajungă și cei mici la televizor, să-i vadă lumea, să-i vadă țara, să vedem și noi niște jucători care pot fi remarcați de la echipele astea. Au fost mulți în decursul istoriei care de la echipe din astea mici au ajuns la Steaua, la Dinamo, la Craiova, din meciurile astea de cupă. Dar ce să... Asta e situația și jucăm cum mi se cântă. Apropo, domnule Pușcaș, de ce s-a întâmplat în această dimineață la Craiova sau azi noapte cu sediul clubului vandalizat? Veți face plângere la poliție? Nu știu încă, nu știu, n-am apucat să vorbesc. Am vorbit doar între noi, acum la o cafea cu colegii și am văzut niște poze. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru amabilitate. Și eu, multă. Emisiune plăcută, mersi să fie. Numai bine. Craiova lui Adrian Mititelu joacă la Târgu Jiu această partidă din Cupa României cu cei de la Voluntari. Adrian Mititelu a dus echipa acolo dorind să le mulțumesc celor de la Târgu Jiu care i-au primit pe cei de la Craiova. Câtă vreme Oblemenco s-a schimbat gazonul pe Oblemenco și a mai fost acel festival din timpul verii și atunci a zis duc un meci de cupă acolo. În fine, și relația celor de la FCU Craiova cu fanii nu este cea mai bună în acest moment, iar Adrian Mititelu s-a plâns în repetate rânduri în ultima perioadă de tratamentul la care este supus. E înjurat și e criticat vehement și agresat până la urmă pe rețelele sociale de suporterii propriei echipe. Te rog, Ciprian. Acum, sincer vorbind, păi, e singurul om care bagă bani acolo. Nu, suporterii ăștia nu învață nimic din experiența celorlalte echipe. Sincer, să-i vandalizezi omului sediu în urma deciziilor pe care le ia, e singurul om care aduce bani și aduce banii lui acolo. Totuși, ar trebui să fie tratat cu mult mai mult respect. El, nebunia lui, pentru că putem vorbi de o nebunie, a renăscut acest club, a reinventat acest club. S-a luptat, se luptă să facă performanță, să nu apreciez lucrurile astea. Sigur, nu este domnul Mititelu patronul ideal. Poate și-ar fi dorit suporterii să fie mai băgați în seamă, poate... Dar iertați-mă, e singurul care trage și bagă banii lui și nu sunt bani puțini pe care îi bagi într-o echipă de fotbal, mai ales la cel mai înalt nivel. Se luptă cu bani privați, este printre puținii, da, să nu uităm, care nu ia niciun ban de la stat. Adică nu este... Mititelu este un exemplu de club privat 100% în care omul nu primește bani de la stat. Adică dacă mai am indulgențe... Și o bază proprie acolo, înțeleg, exact, adică la standarde ridicate. Și să-i faci lucrurile astea, repet, nu mi se pare corect. Care era relația cu suporterii Alex Voceanu acolo? Chiar spune-ne că ai fost antrenor secund acolo, o perioadă scurtă. Foarte scurt, nu prea am ce să vă povestesc. Chiar cu Nicolo Napoli, nu? Nu, cu Ovidiu Stângă. Nu. Cu Stângă, ok. N-ai lucrat și cu Napoli? Nu. Nu, ok.
ar fi spus ceva despre mine lucrul ăsta, dacă aș fi lucrat cu un antrenor care a fost de 8 ori la o echipă. Păi n-ai de... cum să anticipezi ce se va întâmpla cu era, cariera unui om. Ar fi fost a 7-a sau 8-a oră. Da, era la 7-a tură, ceva de genul. N-aș fi făcut asta, cu siguranță. Relația era bună, din ceea ce știu eu. În acel moment, Adrian Mitelu era la închisoare. Și era o emulație pozitivă. Suporterii erau încântați de parcursul echipei și de faptul că erau pe primul loc și că promovau în prima ligă. Erau, nu știu, conduceam la 6 puncte după tur. Mai erau câteva etape și trebuia să intre în play-off și apoi... Da, echipa era probabil cea mai bună în Liga a doua și a și câștigat seria. Nu știu să fi fost probleme cu suporterii. Știu că erau destul de înfocați și veneau la meciuri în deplasări de chiar și 100 și ceva de kilometri. Da, bun, aș vrea să mergem și către o altă informație legată de această dată de Farul, prezentată de cei de la Gazeta Sporturilor. GSP.ro scrie Ciprian Marica că Farul nu are voie să joace în Europa. Degeaba aveți câștigat titlul, în mod normal. Asta e decizia TAS-ului? Sau? Nu a venit decizia de la TAS. Despre ce vorbim? E veche povestea asta. Discuția asta e veche și... Noi am contestat-o la TAS, rămâne de văzut decizia TAS-ului. Noi susținem că nu are cum să fie decât un înțeles. N-au înțeles bine oamenii, n-au înțeles cum au stat lucrurile acolo, încât să spună lucrul ăsta. Mie mi se pare că este o eroare și o greșeală pe care va fi remediată odată cu analizarea de TAS. Dar de fapt ce s-a întâmplat? Nu s-a primit licența de Europa, nu? Ei spun că nu înțeleg cum clubul de Liga a doua a promovat în Liga 1 și că n-a promovat pe merit. Cam asta e, ar fi decizia pe care ei au înțeles-o. De aceea noi le-am explicat că n-a fost vorba despre o promovare nesportivă. Mă rog, ne-am apărat acolo și le-am explicat că erau înțeles greșit. Mă rog, au fost niște binevoitori ca întotdeauna din România care au făcut sesizare către TAS și au indus instanța... Către TAS? Către TAS, pardon, către FIFA. Și au indus acolo în eroare cu tot felul de materiale din ziar care n-aveau nicio treabă cu realitatea care a fost acolo la această unire. Așa că, da, ne apărăm și așteptăm decizia TAS-ului. Haideți să-l vedem, apropo de Farul și de victoria de aseară de pe Giulești, să-l vedem pe Gică Hagi cu declarațiile făcute la finalul partidei. Da, am fi vrut, am văzut ceva basket din NBA. Mă, și uitam și ziceam, dom'le, nu seamănă cu Gică Hagi. Așteptăm declarațiile lui Gică Hagi după victoria de aseară. A vorbit așa pentru prima dată și despre câștigarea eventului. Da, Farul conduce în campionat, acum e aproape de semifinalele Cupei României după cea de-a doua victorie. Își poate permite să vorbească despre acest moment care ar putea fi istoric pentru clubul său. Fericit, am făcut un meci mare contra unui adversar care știam că e foarte bun acasă, foarte greu să câștigi, dar cred eu că am pregătit meciul așa cum trebuie, am fost inspirați în tot ce am făcut, toate deciziile care le-am luat, care pentru poate unii au fost surprinzătoare, pentru mine nu, pentru că știm că în spate totdeauna noi producem și avem copii foarte buni, care trebuie și merită șansa lor. Da, avem convingere când facem lucrurile, credem în ce facem și avem curaj. De aceea ne ies lucrurile. Arătăm că suntem o echipă care e într-o formă foarte bună în acest an sau poate cea mai bună formă și suntem acolo, atât în cupă cât și în campionat. În campionat, la diferența de goluri care o avem, cred că n-am cum să vin în fața dumneavoastră să zic că nu o să ne stăm pe acolo să ne plimbăm. Nu, o să ne luptăm la titlu, ne dorim, vrem, ne pregătim și o să trebuie să ne pregătim foarte bine pentru că am făcut puncte foarte multe, dacă nu uitați, nu știu câte meciuri s-au jucat și n-am mai pierdut de nu știu când și avem doar un frângere în campionat. Și aia
așa, 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 că s-a greșit acolo două greșeli individuale. Deci arătăm bine. Sunt fericit ca antrenor, sunt fericit că am un grup foarte bun și sunt fericit că am tineri foarte buni care dovedesc și arată bine și mă bucur că am curajul să-i pun să joace. Am jucat cu 2006, cu 2005, cu 2005, cu 2003, cu 2003. Deci numai când pronunți tăia mețeala. Dar noi am jucat și pe un teren foarte, foarte greu, pentru că trebuia să le dau, simplu, trebuia să le dau o oportunitate, un test pe aceste terenuri, pentru că sunt jucători de echipă națională, sunt jucători foarte buni și atunci trebuia să îi testez într-o atmosferă de meci mare, cum e afară. Deci clar că atmosfera și stadionul și suporterii fac această ambianță și trebuia să fac acest test și cu ei, cu, bineînțeles, cu jucătorii care au experiență și au jucat foarte bine. În campionat, sincer, da. Două meciuri frumoase cu două echipe frumoase care joacă fotbal, care știu fotbal. Două meciuri care ca ritm și intensitate se apropie de meciurile bune, foarte bune și nivel european. Fotbalul e făcut din situații, din momente. Noi am speculat anumite momente și am ieșit câștigătoare. Da, trecută am avut și șansă, am terminat, am făcut egal. Acum cred eu că meritam, că am marcat goluri. Nu a fost un meci echilibrat, noi l-am dominat. Noi am fost un meci, ei au avut mingea și noi am avut mingea. În vestiar le-am zis că, cum s-a văzut și data trecută, un meci pe tranziție, unde două echipe sunt bune, tot jocul se duce pe tranziție negativă-pozitivă, adică și în atac și în apărare trebuie să faci ambele faze, jucătorii trebuie să participe foarte bine la ambele faze. Când ai mingea să știi să joci fotbal, când nu ai să alergi, să ai determinare, să fii disponibil la efort, deci să te aperi. Să ataci și să te aperi. Sunt două lucruri fundamentale, dar care nouă ne place și vrem să le facem. Cât de mult ajută la dezvoltarea unui tânăr un meci într-o asemenea atmosferă și în un teren ostil? Experiență. Capeți experiență. Ați văzut Mazilu, nu? După 25 de minute avea crucei sau îi se blocaseră gemenii. Deci nu e ușor să te duci, că și mie mi s-a întâmplat. Deci practic și-a dorit, știam lucrul ăsta, pentru că era jucător care a fost cel mai bun în vară în pregătire și care, nu știu dacă ce-a gândit el, l-am lăsat să-și revină după un stagiu bun și după aceea știam că o să-l iau și o să-l promovez. Deja intrase puțin în panică că colegul lui Banu a promovat la 2005 și înaintea lui fără să fie o surpriză și uite așa. Și atunci i-am dat-o, dar unul e unul dintre cei mai buni jucători. A fost cel mai bun la toate testele în vară. Dar nu i-am dat-o până acum pentru că era Libec, era ăla, era celălalt. Atunci nu-i greu să-i pun pe toți, dar o să-i găsesc loc la fiecare. Cum astăzi am avut trei atacanți care au stat pe bancă, n-au jucat. Am jucat cu toți ceilalți șase care îi aveam și care aveau 2006, 2005, pe acolo, 2003, merge. E posibil să apară un adun mai des? Poate aduc altul care nu-l cunoașteți și pe Cojocaru nu-l știați și acum nici n-a fost la lot, niciodată, Cojocaru, pentru că a fost accidentat, până n-a avut continuitate niciodată și de acesta, cred că de aceea n-a fost, dar e un jucător, un atacant foarte, foarte bun de viitor. Și el a fost cu noi în pregătire în vară, a jucat cu Petrolul când am luat bătaie, dar un jucător foarte interesant, mobil, combinativ, se asociază foarte bine cu colegii, știe fotbal, dar o să avem grijă de el, ușor, ușor, să nu-și ia în cap și o să-l punem, dar mai sunt și alții care sunt pe acolo, pe la echipa a doua. Dar cum merge echipa în momentul acesta? Sunt o părere de jucător, v-ați despărțit de a fi jucător în acest moment? Nu pot să vorbesc înainte, aș face o greșeală să vorbesc, să vă zic ce gândesc. Și eu sunt un tip imprevizibil și nu cred că aș face bine să vorbesc acum, nu-i momentul. Ce gândesc eu să spun, pentru că, cum a zis, eu sunt un hunter și trebuie să am grijă că nu am bani. Dacă aș avea și bani, atunci aș vorbi clar ce jucător mi-ar plăcea și pe cine aș vrea să-l ia, dar nu am bani și atunci trebuie să descoper. Care să fiu mai iute ca ceilalți, ca să-i găsesc pe aia care trebuie. Așa că n-am cum să ți-o zic.
Din nou în direct împreună cu Alex Boceanu și Ciprian Marica, l-am văzut ceva mai devreme pe antrenorul Farului, Gica Hagi, vorbind după victoria obținută aseară în Giulești. Disclaimer, să spun că a început în cupă cu un rezultat de egalitate și apoi această victorie, în continuare favorită Farul la calificarea favorită. O victorie te duce în semifinalele Cupei României. Da, per total îți spuneam că suntem mulțumiți după rezultatul de aseară, ci nu numai. Eu consider că Farul este cel mai stabil proiect, sincer vorbind. Are rezultate la cel mai înalt nivel, are viitorul asigurat prin prisma acestor copii care vin din urmă. Avem tot staff-ul și conducerea este din foștii mari sportivi. Apoi vine și stadionul. Nu văd ce altceva ar mai trebui să vină și oamenii importanți alături de această echipă. Știu că Giga Hagi își dorește să aibă investitori, să aibă oameni de afaceri. Și plus asta nu mai înțeleg care este alt brand al Dobrogei mai vizibil și mai puternic decât Farul în momentul de față. Nu văd un alt brand mai vizibil al ceea ce înseamnă Dobrogea. Așa că această echipă are cam tot ceea ce are nevoie, așa cum spuneam. Vine și stadionul, avem tot ceea ce vom avea, tot ceea ce avem nevoie să fim o echipă mare. Și e clar că visăm să câștigăm campionatul. Suntem pe primul loc. Acum vine și acest rezultat din cupă, nu poate decât să ne dea speranță și încredere că chiar și în a doua competiție putem să o susținem și să fim acolo. Continuă parcursul bun al Farului, iată și în cupă cu această victorie în Giulești, Alex. Ai văzut meciul de aseară? Da. Din păcate a trebuit să văd meciul în detrimentul Manchester City-Chelsea. Am văzut repriza a doua acolo. Da, Farul a câștigat. Prima repriză, Rapid ar fi putut să marcheze 3-4 goluri. 3-4? Poate nu atât de multe, dar oricum 2 goluri. Farul n-ar fi putut să marcheze, adică a avut oportunități limitate. Unde au fost problemele, au fost în zonele laterale. Pentru că Farul a jucat într-un sistem 3-4-3 cu 3 fundași care au marcat cei 2 atacanți și cu Artean care i-a dublat. Și clar, când ai 3 jucători, ei trebuie să stea cât mai aproape unii de alții și nu poți să acoperi toată lățimea terenului. Și marele oportunități au apărut, mai ales la mingile jucate în lung de linie. Când cei doi mijlocași ai Farului au încercat să-i blocheze pe Ștefan și pe Onea, și aceștia au jucat mai multe mingi în lung de linie. Acolo au apărut marele probleme. Ba mai mult, chiar în minutul, cred că 58-60, Hagi s-a adaptat la chestia asta și a schimbat cei doi jucători din lateral. Asta a fost marea problemă. Sigur, după aceea n-au reușit ceilalți jucători Rapid să susțină suficient de repede sau fundași centrali ai Farului au fost inspirați, au recuperat mingea sau au faultat. Continuarea din acele zone laterale n-a fost cea mai fericită și ocaziile au fost puține, dar ar fi putut marca 2 goluri. Golul Farului a venit într-un moment foarte, foarte bun al Rapidului și după aceea, după pauză, n-au reușit să revină la ceea ce au jucat în prima repriză. Și poate pentru că și au pierdut, cum spunem, în fotbal încrederea. Practic, ce s-a întâmplat? Până acum s-au gândit că pot câștiga meciuri, că pot câștiga campionatul cei de la Rapid și după ultimul rezultat cu FCSB, acum sunt într-o stare de oare nu suntem suficienți de buni, o chestie de gândire. Și de ce intri într-o zonă de genul acesta? Că până la urmă ai fost una dintre echipele care a avut un parcurs de regularitate. De ce la prima bătaie, pală de vânt, intervine pentru neîncrederea? Pentru că, mai ales când joci la Rapid, ești foarte mult influențat de suporter, de emoții, de tribună. Și când joci influențat de emoții, ești influențat de emoțiile pozitive foarte mult și imediat când primești gol, ești influențat de emoțiile negative. Oare nu sunt suficient de bun, oare... Ce se întâmplă? Acum, e o mentalitate de învingător. Știi care e problema? Dacă ești atât de influențat de... În România suntem toți ca jucători. Da, Ciprian. Eu vreau să spun doar că, măi, după ce a câștigat Rapidul cu CFR, era cea mai bună echipă, Mutu cel mai mare antrenor. Asta e la noi. După victorie facem nuntă, după înfrângere, înmormântare. E clar că lumea n-are răbdare și că ăștia suntem. Mă uitam, Rapidul nu are cum să fie cea mai bună echipă, pentru că
unul la mână, n-are nici cel mai bun lot, doi la mână, n-are nici cei mai omogeni jucători, au făcut 10-12 transferuri anul ăsta. Deci n-au cum să aibă omogenitate acești jucători. Sigur, veneau pe fondul, și spuneam în debutul emisiunii, de emulația care s-a creat în jurul echipei cu suporterii, care au un rol foarte important, însă totuși nu era o echipă să spui, băi, joacă excelent și o să câștige campionatul. Lumea n-are răbdare, despre asta vorbeam. Și faptul că mă uit în similitudine, în comparație cu cei de la Barcelona, care, păi, la fel, ce datorii, ce situație dificilă. A venit Xavi. Ei merg pe același drum. Oamenii înțeleg că un proiect nu se poate, nu poate fi pe termen scurt. Dom'le, într-un an de zile, gata, câștigăm campionatul, a venit Xavi, spre exemplu, la Barcelona și o să rupă norii. Oamenii înțeleg lucrul ăsta. La Rapid, din păcate, mă aștept, joacă un meci important acum cu Craiova. Suporterii am simțit în tribună ieri, aseară. Nu erau, deja erau nemulțumiți și strâmbau din nas și, repet, răbdarea noastră din acest punct de vedere e foarte, foarte mică. Apropo de suporteri, revenim la imaginele dimineții. La Craiova, fanii celor de la FCU au vandalizat, mă rog, fanii, am zice, cetățenii care sunt apropiați de FCU sau cum or fi, au vandalizat sediul clubului, au scris tot felul de mesaje. La Severin, la Târgu Jiu, acolo unde urmează să joace Craiova cu cei de la Voluntari. Iarăși, câțiva apropiații celor de la FCU Craiova au transmis tot felul de mesaje patronatului. Unul dintre cetățenii aceștia s-a adus și cu o coroană pe care i-a scris un mesaj lui Adrian Mintelu. Ori suntem delegat, ori suntem delegat. Adică nu văd altă variantă. Adrian Mititelu ține echipa aia, a reînființat-o, reinventat-o, a ajuns cu ea în Liga 1 și îi spui mor, pleacă. Dumnezeule, pe ce lume trăim? Eu chiar nu pot să înțeleg astfel de o atitudine de genul acesta. Și ar face plângere penală. Și pentru sediu. Acum, și mai pentru mesajele astea. Mai e o chestie, Ioana. Știi, a fost și scandalul ăsta cu jandarmii care i-au controlat în exces. Dom'le, până nu vom înțelege că exemplele trebuie date nominal, nu toți plătesc pentru unul. Noi amendăm echipe, amendăm... echipele au, de fapt, cel mai mult de plătit în urma incidentelor suporterilor. Până nu vom înțelege, avem camere, acești jandarmi sau firma de pază are disponibilitate să vadă cine este cel care greșește. Dom'le, ăla care greșește trebuie să plătească. Nu plătește toată lumea pentru un descreierat sau un nebun care are astfel de gesturi. Asta este diferența. Dați, dom'le, exemplu cu 1, 2, 3, 5, 10 care perturbă și sunt agitați sau sunt recalcitranți sau astfel de gesturi. Nu-i mai pedepsiți pe toți, nu-i mai tratați pe toți la fel. Asta se întâmplă și cu sportivii și cu fotbaliștii. Iese unul în club noaptea, plătește toată echipa. Ce treabă are una cu alta? Greșit ăla plătește. Până nu vom înțelege lucrul ăsta, la fel și cu suporterii, avem posibilitatea să-i identificăm pe camere de luat vedere, de supraveghere în stadion, cei care au un comportament neadecvat. Ăla este, am văzut amenzi, ați văzut, să auzim arestări în urma incidentelor? Nu, toată lumea, galeria, toți, îi băgăm pe toți la unison și toți sunt vinovați. Dom'le, nu așa trebuie tratate lucrurile. Repet, individual, cine greșește, plătește. Ăla care a greșit, identifică-l, arestează-l, plătește. Amendă, plătește. Dați exemplu cu ei. Nu ceea ce faceți voi, tratați pe toți, toată lumea vinovată, îi băgăm pe toți. Bun, la grămadă. Dar asiști la o scenă în care un steward încearcă în tribună să-l extragă pe cetățeanul X de pe locul 24B din sectorul nu știu care și ce crezi că vei vedea în jur? E clar că e o solidaritate. Vei vedea niște alți cetățeni care vor spune: n-au făcut, domnule, nimic, ce ai cu băiatul? Băiatul ăsta cu minte aici lângă mine, eu garantez pentru băiat. Asta se va întâmpla la noi. E normal. De ce să fie normal? Pentru că în Anglia, e normal să știi cum face? Nu, în Anglia știi cum face? Că am văzut puține faze până în care acolo, Ioana, până s-a ajuns acolo... Dar hai să învățăm de la ei. Da, să învățăm de la ei, dar până ajunge acolo trebuie să ai o manieră de a-l extrage de acel suporter. Nu te duci în mijlocul lor și le iei un membru. Nu.
După ce s-a terminat partida, a identificat omul, te duci și îl pedepsești. Am văzut scenă în Anglia în care, în timpul unei partide, repet, un până s-a ajuns acolo, Ioana. Până s-a ajuns acolo. Și i-a făcut semn, ceilalți din jur s-au dat la o parte, au zis... A făcut, pentru că s-au dat exemple, pentru că s-au dat exemple până s-a ajuns aici, au dat exemple cu alți suporteri care au plătit. Până ajunge acolo, trebuie să ajungi acolo. Noi n-am ajuns la nivelul ăla. Bine, e o chestiune de educație a spectatorilor, pentru că și spectatorii trebuie să fie educați. Din păcate nu știm decât de frică. Amendă, răspundere penală, abia atunci vei vedea cum se... Dar avea... și afară, nu cred că s-a făcut cu vorba bună. Tot cu spun. Măsuri restrictive, punitive, cu tot felul de lucruri de genul acesta. Cu amenzi, cu interzicere, interdicție de a intra pe stadion și așa mai departe. Tot așa s-a făcut. Nu știu, civilizarea spectatorilor pe stadioane. Nu-ți place subiectul. Ba da. Nu e subiectul meu. Da, e clar că doar măsurile de acest gen pot funcționa și chiar și în străinătate și acum vedem suporteri care pleacă în alte țări, suporteri englezi, suporteri germani, care în Germania sau în Anglia sunt absolut impecabili și prăpăt când merg. Oriunde merg în altă parte sau în anumite țări, se dezlănțuie. De ce această solidaritate? Pentru că eu te ajut pe tine acum, pentru că știu că dacă eu voi greși, și probabil voi greși pentru că sunt needucat, tu mă vei susține. Da, nu e în regulă. E în regulă pentru că e mai ușor decât să te educi. Mai bine rămâi needucat și solidar decât să te educi și să nu fii, să te dezici de astfel de fapte. Iar ce a fost, da, la Steaua Dinamo Liga a doua, pe Arena Națională, a fost prăpăd acolo. Repet lucrul pe care l-am spus și atunci. Și pentru cei de la Craiova. Cei 4, 5, 10 suporteri, că n-a fost toată galeria. Când te uiți la imaginea asta la televizor, ești mândru de ceea ce ai făcut? În relație și cu ceea ce s-a întâmplat pe Națională. Ești mândru? Ăsta ești tu? Cel pe care vrei să-l scoți în față? Eu sunt... Sincer, cred că la nivelul de needucare e mândru. Pentru că el pe scara blocului, acolo, la scara lui de bloc, da, el va fi eroul zilei. Ok, înțeleg mentalitatea mulțimii. Coboară la nivelul cel mai de jos. Bun, atunci execuți acest act. Dar după 3 zile când stai singur în fotoliu și tu ești la televizor, mai ești mândru de ceea ce ai făcut? Nu, problema nu se pune... După 3 zile. E și asta un punct de a privi lucrurile, însă noi în continuare... Aici e marea problemă. Pedepsim infracțiunea, nu infractorul. Noi infractorul susținem. Nu avem o problemă cu infractorul, noi pedepsim doar infracțiunea. Clubul plătește, galeria îi dă vină, colectiv. Infractorul, cel care a greșit, trebuie să plătească. Asta e diferența de abordare a lucrurilor. Așa se face afară, așa s-a făcut afară până s-a ajuns la nivelul la care să existe o disciplină. Plătește infractorul, nu infracțiunea, o pedepsesc. Și aici infractorii de la Craiova au fost pedepsiți, scrie Gazeta de Sud, 5 tineri amendați pentru că au pictat pereții unui club din Craiova. Evenimentul a avut loc azi noapte, după ora 1, iar cei 5 despre care vorbim, scriu jurnaliștii de la gds.ro, sunt tineri cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani. Deci niște puștani care s-au dus ei în gașcă și au zis: ce facem noi acum? Mergem să facem cu graffiti, vandalizăm clădirile din Craiova. Erai atât de supărat, făceai un banner micuț, te duceai, stăteai în fața clubului și protestai cu un banner, că nu te împiedică nimeni să stai cu un tricou pe care scrie mie nu-mi place managementul de la FCO sau nu știu ce mesaj ai tu, dar cât de cât civilizat. Nu să pictezi, să dai cu graffiti pe clădiri. Ioana, mai e un aspect. Pe lângă, ok, atitudinea asta și ceea ce spui tu. Iarăși, cred că și Liga are un rol important. Ar trebui să aibă un rol important. Și aici mă refer la faptul că, măi, tu ai un produs și trebuie să fie cât mai vandabil. Apropo de ceea ce s-a întâmplat la FCSB cu Rapid. Păi mă, tu, Liga, nu intervii să spui, băi, unde le dați mă la aia? Ce faceți mă cu o tribună goală? Astea sunt lucruri, iarăși, ce trebuie discutate. Păi Liga, unde e implicarea Ligii? Măi, produsul meu trebuie să fie cât mai vadabil. Trebuie să nu poți să-mi prezinți tu mie la stadion o tribună goală și să-mi cocoți pe ea. Nu? Aici Liga, repet,
mă, rolul tău este să produsul tău să fie mai vânabil, atmosfera, lucrurile, tot ce să fie cât mai frumos produsul tău. Păi nu-ți obligi cluburile, băi, hai să vedem, cum împarți asta a suporterilor? De ce cocoți pe acolo și arată urât în stadion și mie îmi creează un prejudiciu în drepturile televizare și te transmit meciul și o să vadă o tribună goală la stadion? Iarăși un lucru important. N-am văzut o reacție din partea legii. Au și ei un rol, se implică și ei. Repet, e produsul lor, până la urmă. Good question. Așteptăm, dar da, nimic din partea legii pe subiectele de genul acesta. Bun, Eduard Iordănescu a anunțat lotul pentru meciurile amicale cu Slovenia și Moldova, care vor fi transmise direct de Pro Arena și le vom vedea pe Pro Arena și pe Voio. Alex Boceanu cu tine n-am comentat. Lotul sunt absențe în lotul pe care Iordănescu l-a anunțat. Asta pentru că unele cluburi din străinătate nu au putut să dea jucători la lot în această perioadă, dar aș vrea să subliniez că vom avea de această dată un portar care va debuta la națională și asta pentru că sunt portari. Horațiu Moldovan a mai fost în lot, doar că Horațiu Moldovan are 0 minute jucate până acum la echipa națională, iar cei care au fost convocați sunt tot așa la sau fără nicio convocare sau cu 0 minute. Ar putea fi Horațiu Moldovan sau Târnovanu, una dintre soluțiile alese de selecționerul Edi Iordănescu, pentru că aceștia sunt portarii. Radu e accidentat, Niță nu a mai fost chemat de selecționer pentru că nu are și a apelat la portari din campionatul intern. Bun, o altă surpriză poate să fie Pantea, convocarea lui Pantea, convocarea lui Sefer poate să fie o surpriză. De ce nu convocarea lui Petrila? Sunt mulți jucători tineri, din Opruț de la Hermannstadt, care este și el o surpriză, cred că este o surpriză, nu? Una dintre surprizele lui Edi Iordănescu. E un moment prielnic pentru jucătorii care n-au mai fost convocați, pentru că văd ceea ce se întâmplă acolo, care este atmosfera, care sunt cerințele. E clar că la echipa națională standardele sunt mult mai sus decât la echipa de club și se pregătesc cumva pentru momentul în care vor face pasul, mai ales jucători cum este Obrut. E clar că e o diferență între ceea ce se întâmplă la Hermannstadt și ceea ce se întâmplă la echipa națională. Din punctul de vedere, e prielnic. Poate unii dintre ei se vor regăsi și la meciurile oficiale în lot. În altă ordine de idei, faptul că anumite echipe n-au trimis jucători, cei din străinătate n-au lăsat jucătorii să vină în România, e un subiect pe care l-am abordat în emisiunea trecută cu mare patos, noi doi. Și tu ai fost de o parte a baricadei și eu de cealaltă, deși sunt perspective bune din ambele părți. Nu știu cât de relevant este pentru lotul din primăvară, mai ales meciul cu Moldova. Pentru meciurile din primăvară, mai ales meciul cu Moldova. Poate că meciul cu Slovenia este într-o oarecare măsură relevant, pentru că e o echipă din spațiul ex-Iugoslav, vom juca contra celor din Kosovo, vom juca contra Elveției, cumva Slovenia, Elveția sunt echipe mai apropiate, deși nivelul Elveției e mult mai mare. Meciul cu Moldova e doar pentru Eu cred că meciul cu Moldova sau e pentru public, pentru că trebuie să faci astfel de acțiuni la un moment dat, da? Suporterii trebuie să vadă naționala, da. Sau pentru că a picat meciul cu Israel, pentru că noi aveam un meci amical cu Israel programat. Asta e motivul. Și l-a fost înlocuit cu Moldova. Nu știu exact care dintre argumente stă mai bine în picioare. Al treilea portar, vă rămăsesem datoare cu al treilea portar, Mihai Popa de la Voluntari. Deci, dar cred că Horațiu Moldovan sau Târnovan vor fi unul dintre cei doi va fi ales titular, cel puțin într-o partidă, poate și în parte. Nu știu cum va gândi Edi Iordănescu momentul acesta. Pe mine mă bucură faptul că sunt jucători tineri, foarte mulți tineri care sunt convocați și încearcă, face aceste încercări Edi Iordănescu, nu înțeleg de ce nu-l văd pe Pitu acolo, iarăși. Care un jucător care, dacă tot iei pe Sefer, nu-l văd de ce nu l-ai luat și pe Pitu să-l vezi cum se comportă. Mai ales că e un jucător care marchează. Dacă îi lipsea golul lui Pitu până acum, acum are și vine și finalizarea. Un jucător care are cele mai multe dribblinguri, are un jucător care are pasă decisivă. Nu înțeleg de ce nu îl iei și pe el la echipa națională. Mă rog, nu că nu înțeleg. Ar fi putut să fie luat și el. Acum, sigur, mai e un punct de vedere din care putem privi aceste jocuri. Vorbeați de meciul cu Moldova. Haideți să vă fac o comparație. Și aici, de remarcat faptul că
domnule, suporterii ăștia echipa națională rămân și iubesc această echipă necondiționată. Se dovedește asta printr-un aspect. Echipa noastră națională în tot acest, în anul ăsta, care mai are puțin, până în prezent, calendar, mai e puțin și trece, mai sunt aceste două jocuri, cu toate echipele naționale de junior, deci tot ce înseamnă sub 21 și sub 20, a strâns o medie de spectatori de 70.000 de spectatori. Și vă spun așa, a jucat cu Grecia 20.000 de spectatori în Ghencea, Islanda, Giulești, Muntenegru și Bosnia, 12.000 de spectatori în Giulești, da? Asta e la prima reprezentare. Și celelalte 4.000, 2.000 de spectatori. Opera din Iași, strânge 100.000 de oameni, da? Este văzut de 100.000 de oameni pe an. Asta ca o comparație. Bun, minunat. Mi se pare că e minunat ceea ce face Opera din Iași. De apreciat. Dar suporterii care sunt pedepsiți, de ce joacă echipa națională doar pe Giulești sau pe stadionul astea mici care nu permit suporterilor să vină la stadion? Adică de ce nu joc pe Arena Națională dacă am posibilitatea să atrag? Eu am o discuție și o putem extinde pentru că l-avem la telefon și pe Florin Prunea. Sigur. Și nu vreau să aștepte foarte mult. Bună dimineața! Bună dimineața! Eram la capitolul echipa națională și punctam faptul că Edi Iordănescu a luat 3 portari cu 0 minute la națională până în acest moment. Da, aceasta este poate o încercare a acestuia. E vorba de Horațiu Moldovan, de Ștefan Târnovanu și de Mihai Popa de la Voluntari pentru cele două meciuri cu Slovenia și Moldova. E în regulă? Andrei Radu e accidentat, în acest moment Tătrușanu nu vine la lot, Florin Niță spune selecționerul n-are echipă. Da, mi se pare o decizie corectă convocarea celor trei. Sigur, era bine dacă nu se accidenta Radu, dar se pare că nu numai accidentarea contează la el, ci și faptul că și-a pierdut locul din echipă, din păcate. Am văzut acum ultimul meci cu Milan, au jucat parcă 0-0, nu? Portarul care a apărat a avut o evoluție foarte bună. De-aia zic că și probabil că dacă va reveni va avea probleme. În rest, sigur, Târnovanu... Am văzut acum și un duel în direct, nu? Rapid pe CSB între Târnovanu și Moldovan. Cred eu câștigat net de Târnovanu și cred că el va fi prima opțiune pentru jocurile echipei naționale în momentul de față. Și mulți tineri convocați și alți mulți tineri convocați de selecționeri. E adevărat, sunt două amicale, nu sunt în calendarul FIFA, cluburile nu sunt obligate să dea drumul jucătorilor să vină la național, dar sesizăm apariția lui Pantea, a lui Sefer, a lui Petrila, a lui Opruț, adică sunt niște... Orice prezență, da, Ioana, orice prezență a tinerilor în anturajul echipei naționale este un câștig în toate punctele de vedere. Pentru că echipa națională are nevoie de tineri, are nevoie să-și pregătească viitorul și orice prezență, fie că vorbim de partea sportivă, pe teren, la antrenament, fie că vorbim în cantonamentul echipei naționale, ei gustă și văd și prin gustul ceea ce înseamnă echipa națională. Sigur că este total diferit ce este la club, presiunea este mult mai mare, dar eu cred că acest lucru îi motivează ca ei să continue și să crească normal și să-și dorească să vină la expansionă, pentru că, din păcate, vedem și jucători cu experiență în momentul de față, pentru care echipa națională nu reprezintă nimic. O parte dintre ei se retrag, o parte vin doar ca să bifeze o selecție la echipa națională și e bine că băieții ăștia tineri vin și lumea trebuie să-i susțină, trebuie să-i apropie, să-i iubim, să-i încurajăm, pentru că ei reprezintă viitorul echipei naționale. Ciprian Maric a lansat o discuție despre suporteri, numărul suporterilor care a fost alături de național pe stadioane, deci prezența la stadion în 2021. Ție ți se părea... Nu, mi se pare că suporterii sunt privați de a veni și a-și face amintiri, inclusiv pentru copiii, că... pe stadion, pentru că alegem să jucăm, până... nu mai vorbesc de bani, că sunt bilete vândute. Nu înțeleg de ce joc pe un stadion de 12.000 de locuri când aș putea să joc pe Arena Națională sau pe Ghencea unde am 30.000 de spectatori. Poate că s-a considerat că presiunea făcută acolo pe Giulești, pentru că se creează o presiune pe Giulești, este mai mare decât una de pe presiunea creată pe Arena Națională. Nu știu cum au judecat. Felicitări sponsorilor echipei naționale, pentru că vin alături de echipa națională în condițiile în care ți-am explicat că Opera Română are mai mulți vizitatori decât are toate echipele naționale. Despre asta e discuția. De faptul că oamenii nu-și pot face amintiri.
pe stadion, că sunt privați, nu are decât număr limitat de locuri. Să luăm un singur exemplu. S-a jucat pe Ghencea. Din punctul meu de vedere, stadionul Ghencea este cel mai funcționat stadion de fotbal din România. Și dacă vreți ca și calitate cum este construit și astea, din păcate acolo știți foarte bine că președintele Federației Române de Fotbal a fost huiduit și s-a răzbunat pe suporterii echipei naționale și a mutat echipa în toată Păjulești. El credea că Păjulești nu o să fie contestat. Ați văzut că și Păjulești este contestat, civilizat. Și atunci, ca să faci tu numai ambițiile tale personale și să muți echipa națională după interesul tău propriu, mi se pare prea mult. Și suporterii echipa națională e normal să taxeze aceste lucruri. Pentru că lumea nu mai poate fi păcălită și mințită. Eu cred că Edi Iordănescu și-a dat acordul să se joace pe Giulești, pentru că mi-e imposibil, mi-e foarte greu să cred că îi se spune joci acolo obligatoriu. Cred că selecționerul spune da, vreau să joc sau nu vreau să joc. În cazul lui Rădoi știu sigur că se discuta Rădoi cu Răzvan Burlean, cu conducerea federației, unde se joacă. Eu cred că și Edi Iordănescu propunerea ca echipa națională să joace nu o face antrenorul, o face administrația Federației Române de Fotbal, care trebuie să țină cont, exact, în primul rând, de factorul economic, pentru că ai niște cheltuieli la un meci. Correct. Noi avem o federație care nu se mai califică, o echipa națională care se nu mai califică an de an. Noi avem o federație care are angajat două zile antrenorii și ne permitem să jucăm, cum spune Ciprian, pe stadion de 10.000 de locuri, când putem să jucăm pe stadion de 35.000 de locuri. Aici este discuția și aici eu de asta spun că echipa națională este folosită în interesul propriu al președintelui federației. Și atunci raționamentul lui Ciprian este mai mult decât corect. Mai mult decât atâta. Antrenorii echipei naționale, bun, cu siguranță că au un cuvânt de spus și Ciprian știe că și el era întrebat la un moment dat unde-ți convine să joci meciul ăsta. Sigur că se ține cont și de părerea antrenorilor și a jucătorilor. Dar eu cred că factorul economic, mai ales când vorbesc, avem o Federație Română de Fotbal care nu își permite să-și plătească antrenorii la loturile naționale cu salarii întregi, eu cred că ar trebui să primeze în primul rând factorul financiar. Da, eu cred că mi-amintesc foarte bine că Victor Pițurcă, dar e adevărat că ne calificam, ducea unde voia naționala și cred că același lucru se aplică și astăzi, pentru că spunea terenul de la Constanța, ardem pășunile, otrăvim fântânile, ceea ce s-a și întâmplat, adică unde era mai rău în funcție de adversarul pe care l-am avut. Contează Victor Pițurcă acel aspect, cred. Acest lucru pentru că a avut 4 calificări. Victor Pițurcă își permitea să facă aceste lucruri. Ori eu cred că actuala echipă federală nu își permite să facă aceste lucruri când plătesc antrenorii pe zi, ca în construcții, nu știu despre... ca la clacă. Îmi mărturisesc că totala ignoranță, nu înțeleg, nu știu subiectul. Cine plătește pe zi? Cum se plătesc? Nu există salarii? Antrenorii echipei naționale sunt plătiți doar la acțiuni. Da? Antrenorii echipelor de copii și juniori, l-ați văzut pe Felix Săracu, a avut contract numai pentru 10 zile. Așa ceva, eu cred că este unicat. Eu n-am mai auzit în istoria Federației Române de Fotbal ca un antrenor la un lot național să aibă contract 10 zile. Cred că a fost un contract limitat pentru că se termina o campanie. Era limitat, un contract limitat. El a fost numit pentru acea campanie. Dar nu poți să-i faci 10 zile de contract și antrenorul să declare după calificare că dacă nu câștigam azi, nu mai eram aici, mi se termina contractul. Nu cred eu că asta este o federație serioasă. Este predictibilitate și nu, asta nu are cum să fie. Dar eu nu cred că este o practică generală și nu aș vrea să o generalizăm, pentru că din ce am văzut, cu toată dragostea, am văzut că e același selecționer, că i s-a terminat mandatul lui Bratu, că a fost nu știu cât timp, nu i s-a prelungit. Am văzut că acum este un alt selecționer, este Emil Săndoi, nu este plătit pe zi, așa înțeleg că o să-l sunăm pe Emil Săndoi, să-l întrebăm, domnule, ai primești, ești zilier? Eu mă refeream la loturile de copii și juniori, antrenorii secunzi la toate loturile, pentru că ei au spus-o, nu spunem noi, eu, Florin Prunea, federația a anunțat și e de notorietate faptul că antrenorii secunzi, doctor, master și așa mai departe, sunt plătiți numai pentru acțiuni.
medicul de la un lot de copii și juniori poate să fie angajat în altă parte și este un medic pe care tu îl iei pentru că știi istoricul medical al, în general al jucătorilor, dacă știi și îi duci la acțiune. Echipelor naționale, repet, de trei ori. Bun, antrenorii e de verificat de dacă antrenorii de la copii și juniori din România în acest moment sunt considerați, sunt plătiți ca zilier. Ideea e următor. Te rog. Se fac economii, probabil că are toate Florin, nu știu. Probabil că se fac economii. Se fac economii pe de-o parte, că nu ne-am mai calificat de atâta timp, că nu e bătaie pe suport, pe sponsorii să vină la echipa națională și cei care sunt, repet, merită toată aprecierea. Și în condițiile astea, tu îți permiți să nu iei latura financiară în discuție și mai mult decât atât privezi și copilul să-și facă amintiri și oamenii latura să-și facă amintiri. Latura financiară cred că este așa. Nu dau 28.000 sau 30.000 pe arena națională dacă nu-mi scot banii. Mai bine dau 15.000 pe Giulești, cum sigur nu scot banii. Nu, ceva de genul. Nu știu, adică... Tu acum ești polițistul bun. Nu. Și noi suntem polițiștii răi. Matematica n-a fost punctul meu foarte. Păi, nu, noi nu spunem că... Comercial, noi cum spunem, se descurca. Noi spunem comercial vorbind, că ar fi putut încasa, unul, din bilete, mult mai mulți bani dacă ar merge pe un stadion mult mai mare, că s-a demonstrat și am făcut, ți-am spus, calculul vorbind, de câți oameni strânge echipa națională de seniori și toate echipele naționale de juniori, de sub 21 și mai jos, deci toate adunate strâng 70.000 de spectatori, este o problemă. Un lucru pe care, băi, nu poți să spui că îți faci treaba bine dacă tu aduci lângă echipa națională și oameni public la stadion 70.000 într-un an. Este inadmisibil, iartă-mă. Nu ai drept, nu ai voie să nu te lupți. A, dintre care 70.000 jumătate sunt invitații pe luza tricolorul și altă mai departe. Să te duci pe un stadion mai mare, sigur, necesită o implicare. Să aduci oameni la stadion, cum faci, care e implicarea ta, care e managementul, marketingul tău. Sigur, e o muncă în plus decât să umpli 12.000. Dar de ce să privești oameni care vor să vină? Pentru că sunt oameni care vor să vină la meci și cunosc foarte mulți. Băi, vreau să merg la meci peste mă, că joacă pe Giulești și nu avem unde, că sunt 12.000 de locuri. Bun, apropo... Un aspect important, Ioana, apropo iartă-mă. De comercial... Astăzi seară, de la ora 19, în direct pe Pro Arena, vom avea o partidă caritabilă care se joacă în scop caritabil. Florin Prunea, te vom revedea pe teren. Toți banii... Eu scuze, nu voi fi prezent. Inițial am fost de acord să particip la aceste evenimente, dar sunt la Cluj și nu pot să particip. Am înțeles, deci nu vei fi, dar știi despre ce este vorba. Știu, sigur. Ai fost la Slobozia sau unde am mai fost? Peste tot am fost cu Liga Legendelor. Sigur, când am timp, îmi face mare plăcere să vin la aceste acțiuni și aș vrea ca să vină cât mai multă lume alături de, eu știu, de băieții care organizează, pentru că e vorba de că sunt cauze umanitare, vorbim de copii cu probleme și atunci eu cred că e de datoria noastră să fim indiferent când la acest eveniment. Mi-e pare chiar rău că nu pot să particip acum, că participam cu mare plăcere. Da, important e că banii strânși vor fi donați secției de oncohematologie pediatrică de la Spitalul Fundeni. Se cumpără aparatură și, mă rog, ceea ce mai e nevoie acolo. Florin Prunea, îți mulțumesc tare mult pentru această intervenție. O zi frumoasă în continuare. Numai bine. Toate cele bune. Alex Boceanu, naționala e iubită, adică e mai... Ar fi fost mai bună alegerea Arena Națională decât Giuleștiul în vară? Sau, eu nu dau seama care a fost raționamentul federalilor pentru care au dus meciul în Giulești, decât acesta poate să fie, din punctul meu de vedere, faptul că tribuna e aproape și că se creează o presiune. Voi știți mai bine. E un stadion, Național Arena e stadionul care impune cel mai mult respect. Și când e plin pe Național Arena... E cea mai mare presiune. Sigur, pentru că am jucat la Steaua / FCSB, sunt primul gând, da, Naționala pe Național Arena. Până la urmă, pentru asta a fost construit acest stadion, bine, și pentru alte evenimente. Pentru ca echipa națională de fotbal a României să aibă un stadion. Este stadionul este urmașul stadionului 23 august. Iamanoliu. Da, nu știu, nu știam cum să formulez.
Și e cel mai mare și cel mai frumos stadion din România, are acum un gazon foarte, foarte bun, nu văd niciun motiv pentru care ar muta echipa națională, vorbesc aici financiar și sportiv. Sigur că dacă ne raportăm la adversitatea față de Federația Română de Fotbal, atunci e de luat în calcul faptul că a fost mutată. Oricum, sunt două solospoturi pe repriză, când se strigă, mai glumim. Suporterii de cel puțin două ori pe repriză au niște mesaje, salută conducerea Federației Române de Fotbal, să-i spunem, cu scandările pe care le au. Și ca să închei, tradițional acela este stadionul pe care a jucat echipa națională și stadionul care poate aduna cei mai mulți spectatori, care poate genera cele mai multe venituri. Și da, cei mai mulți oameni își pot forma ca să... Amintiri. Da, amintiri de la meciurile echipei naționale. Na, apropo de națională, haideți să vedem și declarațiile făcute de Adrian Mutu, fostul atacant al naționalei, după partida de aseară, date după partida de aseară cu farul lui Giga Hagi. O perioadă plină de ghinion pentru noi, chiar dacă la nivel de joc... În prima repriză a fost de partea noastră, cred că am dominat jocul în totalitate. N-am reușit să înscriem, ceea ce e îngrijorător, pentru că am avut foarte multe ocazii și n-am reușit să deschidem scorul. Iar după aceea, când am ajuns, cred că două ori în careu, s-a întâmplat ce s-a întâmplat la acel penalti. Și acolo am încercat să revenim în joc, din păcate n-am putut, iar golul 2 nici nu mai pun, pentru că consecința faptului că toți eram în atac și căutam egalarea. Sunt un meci foarte echilibrat, chiar cum a spus dumneavoastră, domnea Rapidul, totuși unde s-a pierdut meci, unde s-a făcut diferența? La finalizare. E clar, adică n-ai ce să spui. Când ai foarte multe ocazii și situații cum au avut noi și să nu reușești să dai gol nici de la 10 cm sau cât era acolo, o jumătate de metru, să dai seama că e o perioadă de rahat. Și atunci, n-ai ce să faci, chiar dacă, așa cum spuneam, chiar dacă Farul a jucat cu, să spunem, cu mulți tineri, echipa pe undeva a doua, meciul a fost la discreția noastră. Doar că diferența se face prin goluri, iar tabela de marcaj vorbește. Seara asta, dacă aș fi să le reproșez ceva băieților, ar fi faptul că trebuie să fii mai concentrați la finalizare atât. În schimb, cred că am încercat, am adus minge acolo, am alergat, adică băieții au făcut ce au putut, bineînțeles, nu au moralul la stele. Încă nu cred că am digerat cu toții înfrângerea din derby, dar e necesar să ne ridicăm, să găsim forța interioară, pentru că sâmbătă ne așteaptă un meci foarte important. Este cel mai dificil moment al sezonului pentru o echipă? În timpul lui sezon sunt perioade și perioade. Am pierdut un meci în campionat și unul în cupă, în capăt de țară, nu? Dar nu suntem învățați, asta e altceva. Și probabil face să fie și mai dureros această perioadă, cum spuneam. Dar mergem înainte, n-avem ce să facem, n-avem ce face. Ne așteaptă un meci cu Giulești, unde trebuie să imperativ să câștigăm, pentru că sunt acolo în spatele nostru și ei vin cu dorința de a câștiga 100% și echipa și foarte bună. Sunt mai multe lucruri care v-au mulțumit expres în acest meci? Prefer să țin pentru mine aceste lucruri și să vorbesc direct cu ei, pentru că sunt, cum am spus, dacă ca și colectiv așa, probabil echipa construiește, echipa creează situații importante. Trebuie să fim mult mai răi acolo la finalizare și mai concreți a da gol, pentru că am avut situații incredibile. Dar ați primit în Hagi cu acest film 11 cu 12 de 16 ani? Nu m-a surprins. Nu. Meciul a fost la discreție Rapidului, repet. Nu cred că ați văzut că suntem în dificultate în vreun moment. Poate pe unele contraatacuri sporadice pe care le-au avut ei, în rest, nu ne-au pus probleme, în rest, am stat numai la ei în jumătatea terenului. A surprins acest protest din statul meciului, cele 5
sau știați de faptul că vor susține protestul suporterilor? Normal că știam, nu? Și sunt și de acord cu acest lucru, pentru că ceea ce s-a întâmplat la meciul după Arena Națională a fost ok, adică totuși sunt niște suporteri care au venit să ne încurajeze, care veneau să ne încurajeze. Nu cred că vreodată când s-a venit pe Rapid s-a întâmplat așa ceva și nu cred că s-au comportat necivilizat într-un anumit moment. Eu cred că trebuie să ne dea de gândit ce s-a întâmplat și să nu se mai repete. Considerați că este benefică pentru dumneavoastră și pentru echipă pauza care va urma în perioada mai următoare? Vedem că dacă o să câștig, nu convine, nu? Știi cum e fotbal? Acum o săptămână eram cei mai buni, acum ne spuneți că e cea mai dificilă perioadă. Cum facem? Tu îți reproșezi ceva pentru ultimele două meciuri? Da, dar tot pentru mine ție. Normal, eu sunt primul. Normal că mă gândesc și îmi fac autocritica. Eu încep cu mine. În meciul cu care v-ați sunteți favorit sau plecați și în față? De fiecare dată când jucăm pe Giule suntem favoriți. O spune și clasamentul în momentul de față, deci nu contează că o echipă ca noastră trece vine după o înfrângere, nu? O să fie un meci spectaculos, o să fie un meci important, că nici ei nu vin după victorie, așa că pe undeva suntem ambele echipe puțin rănite și vom vrea să câștigăm ambele, așa că va fi un spectacol sigur. A fost și Adrian Mutu cu declarațiile pe care le-a făcut la finalul partidei de aseară din Giulești. Înfrângere suferită de Rapid, a doua la rând, după derbiul cu cei de la FCSB. A pierdut în cupă cu Farul lui Gică Hagi. Pentru Rapid urmează acum partida din campionat cu Universitatea Craiova. Universitatea Craiova a făcut un egal surprinzător cu Ogna Mureș, în deplasare la Zlatna. Vezi cum ne plimbăm, adică mergem dintr-o parte în alta. Surprinzător rezultatul celor de la Universitatea Craiova și Mirel Rădoi a fost extrem de nemulțumit. Eu recunosc că n-am apucat să văd partida cu Universitatea Craiova, dacă a văzut-o cineva. Am văzut doar un rezumat, am văzut ceața care a fost la partidă și terenul mai puțin bun. Dar, așa cum spuneau și jucătorii de după joc, în aceleași condiții a jucat și echipa și adversarul lor și sigur, poate la acel luft, la golul primit de cei din Craiova, poate n-a văzut mingea. A fost un luft de curtea școlii acolo, în urma căruia s-au văzut egalați în debutul cei de-a doua reprize. Clar că Rădoi nu câștigă și n-a câștigat niciun meci până acum, de la venirea lui liniștit. Acolo, la mustață, 1-0, final de meci, au egalat, au întors rezultatul cu Farul de la 2-0 și 3-1. Deci, da, are de muncă Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Toată lumea are de muncit. Mutu are de muncit la Rapid, Rădoi are de muncit acolo. Nu știm cine va munci la FCSB, pentru că încă nu știm cine va munci la FCSB. E ziua lui Mihai Pintili azi? Sau a fost ieri? Nu știu. Ieri. Înțeleg că a fost ieri, să-i spunem lui Mihai Pintili la mulți ani. Poate fi Reghecamp și se naște această întrebare. Ciorba reîncălzită mai are același gust? Nu știu. Nu știu să vă zic. E o soluție. De, cu ciorba nu-ți place? Sau? Ciorba, de obicei, ciorba dacă stă două zile e mai bună, dar nu știu dacă analogia se potrivește la fotbal. Da, eu consider că, iarăși, vorbim să ne aflăm în treabă, din punctul ăsta de vedere. Nu cred că va veni Reghecamp la FCSB. Nu crezi? Nu cred. E numele cel mai vehiculat? Nu cred. Din câte știu, are un angajament destul de solid acolo și nu văd să se poată despărți atât de rapid. Plus de asta, știe ce e la FCSB. Nu știu dacă dai ceva ce ai din mână pe o poziție la FCSB care se poate ivi oricând. Adică și în cazul lui Reghe poate să vină oricând la FCSB. Va avea întotdeauna ușa deschisă. Dar iarăși se pune acest aspect.
n-a fost, n-ai văzut ce poate, n-ai văzut cum a funcționat cu reghe, poate trebuie să vii și cu altceva. Nu că n-ar fi bun reghe, exclus. Îl apreciez, dar repet, cred că sunt o mână de antrenori, sigur, cu ghilimele de rigoare, care se învârt așa și tot rămânem la aceeași, îi resuscităm, iar îi luăm, iar îi lăsăm, iar... Dom'le, cred că ar trebui să avem curaj să le mai dăm șansa și celor tineri. Sunt foarte mulți antrenori cu... sigur, nu neapărat cu legitimație, dar pasionați, dedicați, care își doresc să muncească. Avem prea puțină încredere în a dădea șansa antrenorilor. Și am sensizat că este un cerc așa, în care se mișcă doar anumiți antrenori. Apropo de antrenori, Mihai Teja s-a despărțit de cei de la Botoșani ieri. Era cumva o poveste cu final așteptat. Da, poate... Pentru că și în campionat... Ar fi trebuit să se despartă mai de mult. Mihai Teja, sincer, în urma declarațiilor și tot ceea ce... presiunea făcută de către patron, da, era o tensiune acolo și poate mai devreme ar fi trebuit să ridice mâna și să facă un pas în spate Mihai Teja. Te-a surprins despărțirea aceasta, Alex Boceanu? Pretenții de play-off la Botoșani. În fiecare an sunt pretenții de play-off la Botoșani. E bine, sunt destul de departe, da, să zicem. E un oarecare tipar, în sensul în care echipele lui Mihai Teja încep foarte bine și undeva după 3, 4, 5 luni există anumite probleme. De ce? E un lucru pe care Mihai Teja trebuie să-l analizeze, pentru că echipele joacă foarte bine, au rezultate în primele etape, la un moment dat erau pe locul 2 sau 3 după 6-7 etape și apoi cumva lucrurile nu mai funcționează și e un lucru care s-a repetat, e un tipar. Da. O singură victorie în campionat pentru echipa lui Mihai Teja din ultimele 5. 3 rezultate de egalitate și o înfrângere. Da, era pe o pantă descendentă Botoșanul, cu niște probleme. Acum probleme și în cupă. De aceea s-a produs această despărțire dintre FC Botoșani și Mihai Teja. Luăm acum câteva minute de pauză, revenim apoi, continuăm să vorbim despre această mișcare care are loc, aceste mișcări care au loc pe băncile tehnice ale antrenorilor, ale cluburilor din Liga 1. Din nou în direct împreună cu Alex Boceanu și Ciprian Marica. Bun, haideți să luăm echipele din Liga 1 care până în acest moment au schimbat sau nu au schimbat antrenorii. Din primele trei clasate nu și-au schimbat antrenorul. Farul Constanța, Rapid și CFR Cluj, vorbind de sezonul în curs. Universitatea Craiova și-a schimbat antrenorul. Hermannstadt și Petrolul Ploiești nu și-au schimbat antrenorul. FCSB, luăm clasamentul actualizat la zi. FCSB a schimbat antrenorul. La Șepși nu s-a schimbat antrenorul. Voluntariul e în aceeași situație. FC Argeș a schimbat. Chindia a schimbat. FC Botoșani schimba cum? Universitatea Cluj a schimbat, Craiova 1948 a schimbat, UTA a schimbat, Miovenea a schimbat. Da, unde s-a schimbat antrenorul, e clar că n-au fost nici rezultate. În mai bine de jumătate din situații s-a schimbat antrenorul până în acest moment. Dacă ne mai aducem aminte, când a început campionatul, toate mai multe echipe s-anunțau candidate la play-off, poate chiar la câștigarea campionatului. Era așa o... Și UTA, și toate echipele aveau pretenții. Și atunci când așteptările sunt mari și pretențiile sunt mari, singurul, din păcate, care plătește e antrenorul. Și da, nu mă miră faptul că sunt atâte multe schimbări. Ce mă miră e că se schimbă, pleacă unul de la o echipă, ajunge la cealaltă. Adică nu că ar veni ceva nou și aici vorbind. Deci, antrenorul pleacă de la Craiova, se duce la UTA, pleacă de la... unde a fost Eugen Negoe înainte? Să zicem că a avut o pauză. Nu, a venit după o pauză. Acolo a plecat Linker, a venit Negoe. Deci avem 9 cluburi care și-au schimbat până în etapa 17-a. Antrenorul, Alex Boceanu, ce facem? În primul rând trebuie să avem o strategie la nivel de club, ce vrem noi să facem cu această echipă, care e obiectiv și cum realizăm acest obiectiv și în funcție de asta numim antrenor. Când vine antrenorul,
vrea 10 sau 15 jucători. Asta ceva ce perturbă comunicarea dintre jucători. Deja lotul este fracturat, să-i spunem. După care alegem un antrenor care a avut succes la altă echipă sau la alte echipe, jucând într-un mod diferit, iar noi avem un lot de jucători potrivit pentru alt joc. Și se întâmplă chiar în timpul sezonului, există cel puțin două sau trei echipe care au adus un antrenor care e foarte potrivit pentru alt model de joc, alt stil de joc, și echipa noastră a jucat în cu totul alt mod. Și Balint la Craiova a apărut, de exemplu, că a fost ceva fără chimie. La Craiova se cere ceva, Laszlo Balint pregătește și echipele lui se exprimă într-un alt mod. Da, n-aș vrea, am încercat să rămân cât mai... Dar nu mă spun eu punctual. Mie mi se pare că acolo nu a fost o chimie. Da, n-aș comenta asta pentru că încerc să mă feresc să vorbesc despre un anume om pentru că se va crea, dacă informațiile pe care eu încerc să le transmit, cele care, în care mă fac înțeles, ar fi transmise așa cum le ofer eu, atunci mi-ar fi mai ușor să vorbesc de mult mai multe lucruri, dar de fiecare dată se schimbă discuția. Facem excepție, fără exemple punctuale, deși pe mine acolo mă duce... Dar putem să luăm exemplu... Ok, Bali. Te rog, atunci te rog pe tine că îți permiți. Dar nu, nu. Nu permit, eu vorbesc liber și încerc să spun... Cum văd, apropo de strategie și de tactică, da, foarte bine a remarcat și foarte bine ai scos în evidență faptul că, într-adevăr, când vine un jucător la un antrenor la echipă, vrea să-ți aducă cât mai mulți jucători, dacă ar putea i-ar schimba pe toți. Aici intervine tactica clubului, strategia clubului, băi, ăștia sunt, putem aduce pe pozițiile alea, cam asta ar fi mutările sau mișcările pe care le putem face. Acum, repet, sigur, ar trebui analizați și studiați înainte să iei la echipă, dacă sunt pe strategia ta. Da, am văzut că la cel mai înalt nivel, și aici mă refer la echipa națională, n-avem strategie. Când am rămas fără antrenori, i-am întrebat pe toți. Nu conta, nu exista o strategie. Am întrebat toți antrenorii. Bă, vreți să veniți la echipa națională? Nu conta ce model agrează, ce îi place să joace, în ce tactică alege. N-a contat, i-am întrebat pe toți, așa că nu mă miră faptul că la echipele de club nu există de multe ori o strategie a conducerii în alegerea antrenorului. Ba mai mult, oamenii care investesc bani în fotbal, neluând în considerare aceste lucruri, practic își aruncă banii pe fereastră. Mai trece un sezon, nu obțin ceea ce își doresc. Jucătorii care ar putea fi produse pentru transfer nu se pot dezvolta într-un mediu care nu e potrivit pentru ei. Și la sfârșit, oamenii care bagă bani în fotbal ajung să piardă, mai mult prin implicarea lor. Și trebuie să fim conștienți de faptul că momentul în care ești patron și ai făcut bani din foarte multe alte domenii, nu ai o înțelegere foarte adâncă a fotbalului. Și ai o problemă dacă înțelegi că nu ai o înțelegere foarte adâncă a fotbalului și trebuie să-ți iei lângă tine oameni care înțeleg fotbalul. Bine, nu sunt mulți care înțeleg acum, eu sincer vorbind, din punct de vedere administrativ și din punct de vedere al conducerii unui club de fotbal, din păcate o spun de alta, dar am stat de vorbă cu foarte mulți care, cei mai mulți aleg partea asta tactică, tehnică, partea administrativă foarte puțin și consilierea unui club implică implicit și o strategie de management a clubului, nu doar pe partea tehnică. Iertați-mă. Ba mai mult, președintele, patronul, președintele, trebuie să creeze precondiții pentru antrenori și pentru echipă, ca echipa să facă performanță. Ce înseamnă? Infrastructură, condiții, tot ceea ce le trebuie jucătorilor, echipei și staffului pentru a pentru a atinge obiectivul. Da. Oana Manea ni s-a înăturat discuției, vorbim și despre Naționala de Handbal Feminin a României, care s-a calificat în grupele principale la turneul final european. Bună ziua! Bună ziua! A ieșit bine până la urmă? Până la urmă, da. Mă așteptam să câștige cu Macedonia, cu toate că au jucat la ele acasă, dar e bine că s-au calificat. Asta le dă și, nu știu, poate mai multă încredere în ele, că poate să facă ceva mult mai bine și să ducă mai departe. Acum vedem ce va urma. Bun, intrăm cu 0 puncte însă în grupa principală. Șansele de calificare în semifinale sunt reduse considerabil.
asta așa este, dar ține de ele, poate ambiția și motivația și să formeze într-adevăr o echipă, că asta e cel mai important, să se înțeleagă atmosfera dintre ele, iar este foarte importantă. Nu știu, poate au o discuție între ele, pentru că le ajută foarte mult chestia asta, că am mai pățit-o, și să meargă mai departe. Oricum, cu Spania, eu zic că o să facă un joc bun, nu prea sunt ele cine știe ce, pentru că și ele întineresc echipa. Să vedem ce fac cu Germania și cu Muntenegru. Bun, altfel, cum ai văzut acest turneu final european, care se joacă totuși unde suntem calificate, unde a fost naționala calificată și a jucat, dar totuși în niște condiții, mă rog, complicate pentru Florentin Pera? Jucătoare care au devenit mămici, jucătoare accidentate, jucătoare care nu s-au vaccinat? Așa este, da, și jucătoare accidentate și încă avem în lot probleme, dar asta este situația, n-are ce să facă el în plus sau mai mult, pentru că asta e situația. Jucătoarele care nu vor să vaccineze, iar nu le pot condamna, pentru că fiecare decide pentru ea. Îmi pare rău de accidentări, îmi pare rău că nu e Laszlo, că sigur își aduce așa o atribuție foarte bună la echipă. Oana, Ciprian Marica sunt. O întrebare, nu e domeniul meu handbalul, însă am analizat puțin și am văzut că foarte multe reguli noi în ultimii ani s-au schimbat la handbal. Mă refer aici la faptul că se poate repunerea mingea în joc de la centrul terenului până ca cealaltă echipă să se replieze, că portarul poate face schimb cu un jucător de câmp pentru a crea superioritate numerică. Sigur, ne adaptăm, antrenorii trebuie să se adapteze. Mă uitam totuși la meciul nostru și vedeam o statistică, am avut 16 minute mai mult mingea în partida cu Olanda. Lucru care arată că posesie. Oare și Olanda mult mai practică, mult mai eficientă. Oare asta e stilul vechi? Asta să fie o problemă în faptul că nu ne adaptăm? Nu cred că nu ne adaptăm. Stilul care îl avem, într-adevăr, este stilul vechi. S-a schimbat foarte mult handbalul, se joacă acum foarte mult în viteză. Vedem la celelalte echipe. Și trebuie să ne adaptăm, trebuie să învățăm și noi să jucăm cât mai în viteză, să dăm drumul la pas cât mai repede. Că asta contează. Noi suntem foarte mult cu mingea în mână pentru că jucăm destul de mult individual. Încercăm să rezolvăm situațiile de unul la unul și individual. Asta e problema, de-aia și avem posesie atât de mult, de-aia și jocul este mai greoi. Regulile astea au fost făcute ca să joace și mai în viteză. Da, sprint, după fiecare schimbare asta a portarului, contraatacul care, repet, îți permite să iuțezi jocul. Până repunerea, urmă... da. Repunerea rapidă, ceea ce ne-a taxat foarte mult Franța pe chestia asta. În 2 secunde luăm gol. Da. Trebuie să ne adaptăm și trebuie antrenat în primul rând. Chiar și cu portarul antrenat. Este portarul la schimb când să schimb. Să prinzi timing-ul extrema, că de obicei extremele ies la schimb cu portarul ca să poată să intre când ai inferioritate. Toate trebuie să antrenate, nu știu, poate și timpul a fost foarte scurt de pregătire pentru turneul ăsta. Și programul fetelor este infernal. Echipa națională, Champions League, cupe europene, campionat. Nu este timp suficient ca să poți să strângi mai mult timp echipa și să poți antrena toate chestiile astea. La acest turneu final european notează presa din Europa. A existat și acel moment de la partida Spania-Germania, care de altfel s-au calificat împreună în grupa principală în care ne-am calificat și noi, cu jucătoarele din Spania care au făcut, mă rog, s-au făcut tot felul de calcule, au vrut să o trimită pe Polonia acasă și a existat un non-combat cât casa pe finalul meciului. Nu știu dacă ai văzut. Spania a lăsat Germania să-i dea gol. Una dintre jucătoare chiar se bucură în momentul în care Germania a reușit să înscrie. În ultimele 30 de secunde, Spania, având posesia, n-a mai atacat poarta pentru că nu o interesa. S-a luat un time-out ca să se comunice încă o dată. Nu cumva să le dați gol, pentru că mergem împreună cu ele și pleacă Polonia acasă. Le-a convenit calculul. Totuși, cum nu se pot evita situațiile de genul acesta? Nu știu, se pot evita, nu se pot evita, poate probabil și-au făcut calculele între ele, poate i-a convenit și le-a convenit spaniolaicilor mai mult, nu știu exact
acum da, pe ele au plecat și... împreună. Spania cu Germania s-au calificat împreună, da. Iar Polonia a plecat acasă, dar finalul partidei a fost în felul următor. Spanioloaicele le-au dat mingea afară și l-au lăsat pe adversare să se apropie la două goluri și apoi au avut posesia 30 de secunde, dar ele n-au mai atacat poarta. Ba, s-au și bucurat în momentul în care Germania a reușit să înscrie. Din Ciprian, Alex, Oana, din lucrurile care trebuie eliminate, practic, iertați-mă, din sport. Da, aici... Niște calcule ciudate, niște... Da, trebuie să ne adaptăm, să spunem așa, la ceea ce joacă adversarii. Regulamentele lor ar trebui adaptate, la celor de la EHF ar trebui adaptate la situații de genul acesta. S-au luat, era cu golaverajul din meciurile directe și niște calcule făcute, de aceea s-a ajuns aici. Oana, aș mai avea o întrebare. Această calificare în grupele principale ne-a crescut cumva șansele de calificare la mondial, nu? Da, da, asta da. Ține și mai departe de ce fac ele. Contează locul pe care termină. S-a vorbit de o clasare în primele 8. Ca obiectiv. Ăsta e obiectivul, dar până l-am îndeplinit e cale lungă și totul ține de ele. Care este adversarul de bătut? În primul rând Spania. Germania a avut fluctuații, dar este o echipă destul de bună. E în mâna lor, absolut totul este în mâna lor. Important e ele să se înțeleagă, să joace ca o echipă și atmosfera dintre ele. Le ținem pumnii, îți mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Mulțumesc. O zi frumoasă în continuare, toate cele bune. Le ținem pumnii fetelor handbalistelor din Naționala de handbal, handbalistelor din Naționala României, pentru că iată au reușit această calificare în grupele principale de la turneul final european. E momentul să luăm câteva minute de pauză, ne întoarcem. Din nou în direct, Alex Boceanu, Ciprian Marica. La telefon îl avem pe Sorin Frunză. Bună ziua! Bună ziua și salut și pe invitați. Salut, Ale. Salut. Te vedem de seară? 100%. Acum, chiar acum făceam bagajele să plec spre București. Cantonament ceva înainte? Am avut săptămâna asta, ca niciodată am făcut, în fiecare zi am făcut alergări. Asta înseamnă că au lipsit alergările din zilele precedente. Nu pot să arăt așa de bine ca Alex, de exemplu. N-ai cum, e imposibil. Și a pus puțină burtică, Ciprian, am mai fost. Dacă nu Alex, mai e, am dat-o jos. E și a el fost. Acum, este a fost. E slim fit. A, e fit, da. A fost. Cu ce prieten te revezi? Păi, din ce am înțeles, cu vine și Paraschiv, Ogăraru, vin cam cu Florin Gardoș, care ne-a mai văzut la evenimente genul ăsta. Adică eu zic că va fi un eveniment foarte, foarte frumos și până la urmă momentele astea ne rămân nouă, celor care ne lăsăm după ce jucăm. Bobiță, Mihai Bobonete a zis că o să facă spectacol în această seară. Să Mihai Bobonete, aș vrea ca să-i spun că oricum am să-i spun și lui la teren acolo, că Mihai Bobonete a zis că e mai greu ca să fii actor în Las Fierbinț decât să dai cu piciorul mingii, ce-ți dai cu piciorul mingii? Și vreau să-i spun și am să-i spun și la teren. La cum dă el cu piciorul mingii, pot să fiu și eu actor, adică că l-am văzut cum dă cu piciorul mingii. Deci de seară o să fim atenți, da? Pe întâlnirea, o să vă întâlniți voi la un moment dat. Deci pot să fiu și eu actor în Las Fierbinț la cum dă cu piciorul minge, Bobonete. Faci un sketch mic, poate te invită. Da. Că e și Mihai Rait acolo, e și Celentano, va sta pe bancă, treaz, speră noi. Abia aștept să-i văd, eu sunt fan la Fierbinț, abia aștept să-i văd că sunt fan la Fierbinț, chiar sunt fan. Bun, ne vedem de seară, ora 19 pe Pro Arena, la Arcul de Triumf, voi fi și eu acolo, abia aștept să vă văd și abia aștept să văd momentul acesta, deci o să vă aștept pe tine și pe Mihai Bobonete. Da, Doamne ajută, emisiune plăcută. Mulțumim tare mult și rămânem așa,
într-o zonă din aceasta de energie pozitivă, Fundația Ciprian Marica, meci luni cu copiii de la SOS Atele Copiilor, exact. Da? E chiar ziua internațională a copiilor orfani. E un moment așa, emoționant. Da, Ion, așa cum ai spus și tu, organizăm luni tot așa un eveniment. De fapt, cei de la SOS Atele Copiilor, împreună cu Marica Team, național la SOS, facem un meci tot așa, pentru că este un moment, o zi importantă pentru acești copii, care le aducem așa, sperăm să le aducem o bucurie și implicarea noastră face diferența. Asta încercăm să susținem, implicarea oamenilor care pot în viața copiilor și în special a celor care au nevoie. Și acum, fără nevoie, este Ana Maria Popescu, dar a venit cu informații. Te așteptam, bine ai revenit! Bună din nou! Cea mai citită știre de pe site are legătură cu Cristiano Ronaldo, desigur. Jurnalistul de la L'Equipe, Thierry Marchand, a dezvăluit un dialog pe care l-a avut cu starul portughez în legătură cu Balonul de Aur din 2018, atunci când Ronaldo a vorbit despre el în comparație cu Messi și a spus că eu mi-am asumat, este ușor să ai rezultate pentru că stai într-un loc sigur, rămâi la o echipă sigură, eu mi-am asumat riscuri, am plecat la Juventus, a vorbit despre Balonul de Aur din 2018 și a spus că este sigur că nu l-a câștigat tocmai pentru că și-a asumat riscul de a pleca de la Real Madrid, asta după ce câștigase Champions League, titlul în Spania, și i-a mai spus, după cum a mărturisit francezul, că dacă Messi va câștiga Balonul de Aur, atunci eu mă retrag din fotbal. Din fericire nu a fost cazul, pentru că Balonul de Aur, după cum bine știm, a ajuns la Luca Modric în 2018. Vedeți toată declarația pe sport.ro. Așa se explică de ce nu s-a lăsat Cristiano Ronaldo de fotbal. A câștigat Modric și nu Messi, Balonul de Aur, că altfel... Ei doi sau cei doi au existat... Știi că la un moment dat spuneam că UDMR în România există pentru că există PRM și ei se justifică reciproc. Deci cei doi s-au tras foarte mult în sus pentru că a existat o rivalitate între ei, câte baloane, câte alea, câte trofee, câte Champions League, câte campionate, câte alea. Eu am luat campionat și în Anglia și în Italia și în nu știu unde, în Spania, tu ai luat doar în Spania. Deci a fost o rivalitate care i-a tras în sus din punct. Mă rog, i-a ajutat să-și găsească motivația în fiecare zi. Nu știu dacă și din partea lui Messi, dar cred că și din partea lui Messi. Ronaldo fiind cel din... Vreau să spun doar un lucru. Îmi plac știrile astea, par interesante, mișto și urmăresc, citesc ziarele. Nu ca și colegul meu aici de platou, care nu se uită. Măi, mă surprinde totuși că anumite lucruri nu au prioritate. Și mă refer aici, n-am citit, poate ai văzut tu. Uite, știai că Lobonț a terminat Coverciano? Da. A luat diplomă și a fost premiat acolo și chiar, băi, a terminat Coverciano, nu orice școală, Lobonț. N-am văzut decât foarte puțin, am căutat pe Google o știre micuță, băi, un român a terminat Coverciano, sunt 10. Păi mă așteptam să iau o amploare, faptul, discuția asta, să vorbim cu Lobonț, să-l întrebăm, băi, ce ai învățat acolo, vino, povestește-ne, că... Lansează invitația lui Bogdan Lobonț, îl așteptăm în emisiune să vorbim despre asta. Eu țin minte că am fost la Roma și cei de la AS Roma, când a jucat Astra cu AS Roma, am fost la Roma, mai fost și în concediu de la Roma, dar nu, am fost la Astra cu AS Roma, cei de la Roma vorbeau, toți oamenii de acolo vorbeau extraordinar despre Bogdan Lobonț, care are o viziune extraordinară și că va fi un foarte, foarte bun antrenor. Mai are două minute, Ana. Da, nu, aș fi doar curios să văd diferențele între băi. Ce ai învățat acolo și cam ce se întâmplă la noi. Dar nu uita, invitația e lansată. Ana. Mai adăugăm o absență sigură pe catalogul absenților de la campionatul mondial. Este deja clar, Marco Reus lipsește. Era o incertitudine în jurul său pentru că s-a accidentat în septembrie și a forțat oarecum revenirea în octombrie, tocmai pentru a fi gata pentru campionatul mondial, însă i-a recidivat accidentarea, este mult mai serios acum și este clar că nu va putea fi inclus în lotul lui Hansi Flick, care se baza pe prezența lui pentru campionatul mondial. Este al doilea mondial pe care îl ratează Reus, primul a fost tot la fel din cauza unei accidentări în 2014, când Germania a și câștigat finala cu Argentina. Este o veste neplăcută pentru jucător, pentru că își dorea foarte tare, a și spus asta, și se pregătea pentru acest mondial, însă nu se poate să fie prezent. Vedeți toate detaliile pe site, desigur.
Mai așa că mai avem un minut. Mai așa, mai așa, să vorbim puțin și despre handbal. Daciana Hosu a fost cea mai bună jucătoare a României în meciul cu Macedonia de Nord. A avut un procentaj de 46%, a avut un procentaj foarte bun, a fost desemnată Player of the Match, dar a dezvăluit că nu s-a simțit deloc bine nici în timpul meciului, nici înainte de meci, dar a depășit această stare pentru că trebuia să-și apere naționala și a făcut un lucru foarte bun. Declarația pe care a dat-o după meci o găsiți pe site, desigur, și vă invit și în sondaj, pentru că nu puteam să uit de sondaj, partea preferată a Ioanei, să votați pe sport.ro, să ne spuneți care credeți că va fi deznodământul în cazul FCSB-ului? Intrați pe sport.ro. Mulțumim! Știi că până ieri a fost sondajul cu Farul. Câștigă Farul campionatul? Am votat. Dar nu spun ce am votat. Ana Maria, îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de noi. Alex Borceanu, Ciprian Marica, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Mâine dimineață de la ora 9:30, Cristi Pinta vă așteaptă la ora exactă în sport. Eu vă dau întâlnire în această seară de la ora 19. Vom avea pe Pro Arena meciul acesta Fotbalul face bine din campania caritabilă Fotbalul face bine. Banii strânși din donații se joacă pe Arcul de Triunf, sunt bilete de cumpărat, puteți să veniți la stadion. Banii strânși se duc către secția de oncohematologie pediatrică de la Spitalul Fundeni. Toate cele bune, să aveți o zi perfectă. We'll be right back.